ați în procesul verbal, vă rog. Procesul verbal înseamnă după ședință, domnule. Nu, trebuie studiat. În timpul ședinței de luat. Bine, am înțeles. Vreau să vă întreb dacă mai e și altceva la ordinea de zi. Eu aș vrea să provoc. Vă ascult, domnul Voicu. Domnul Voicu, vă ascult. Aș vrea să, pe ordinea de zi, să propun un punct care se referă la infracțiuni și la furtul de picăm. Domnule, vreau să vă spun că e dezastru. De acord. E dezastru. Porumb, păpușoi, cosiți. Și aș vrea să pun punct acolo, soluții până la coadă. Să găsim, să ajungem la o înțelegere, să găsim soluții, să stopăm furtul după câmp și chiar și celelalte infracțiuni, dacă sunteți de acord. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră propunerea domnului consilier Voicu. Cine este pentru? Cine împotrivă? S-a abținut cineva? Doamne, în unanimitate se adaugă la ordine de zi. Domnule primar, aveți cuvântul pentru primul proiect de hotărâre privind apoi modificare. Da. Domnul secretar, dosarul. Dosarul de aici? Nu, scuzați. Scuzați că eram aprofundat în asta. Deci spuneți care e primul punct de la ordine de zi? Proiect de hotărâre privind aprobarea, modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Da. Domnule, stufoase rău. Stufoase rău, rău, rău. Expunerea e motivată proiectul de hotărâre privind aprobarea, modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În contextul integrării României în Uniunea Europeană și accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi ca o necesitate, rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare, reglementare sau în curs de reglementare, la nivel european, național, regional și județean, s-a configurat necesitatea dezvoltării în parteneriat al județului Bacău prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Astfel, prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, ADIS, prescurtat, a avut ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale, membre, precum și în realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interzonal sau regional destinate înființării, modernizării sau dezvoltării, după caz, au sistemele de utilități publice aferente serviciului de salubrizare a localităților pe baza strategiei dezvoltare a acestuia, respectiv al master planului sistem de management integrat al deșeurilor în județ Bacău. Prin adresa asociației numărul 3462 din 12.08.2016 se solicită efectuarea, adresa este aici, se solicită efectuarea unor modificări la statutul acestuia, care să ducă la corelarea statutului cu prevederi legale în vigoare, precum și flexibilizarea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director. Actele constitutive ale asociației au fost întocmite în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Acest act normativ a fost modificat prin hotărârea Guvernului numărul 742 din 2014 privind modificarea anexelor numărul 2 și 4 la hotărârea Guvernului numărul 85/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și statutului cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Ca urmare a modificărilor aduse la actul normativ mai sus precizat, hotărârile care privesc două puncte și aliniere. Aprobarea primirii de noi membri în asociații, precum și a retragerii și excluderii unor membri din asociație. Aprobarea cotizației anuale. 3. Aprobarea strategiei de dezvoltare a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice extinse, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborare și prezentare de prezentate de Consiliul Director al asociației. 4. Aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului prevăzute în contractul de delegare. 5. Aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator
la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. 6. Aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului consolidat și armonizat pentru întreaga area a serviciilor elaborate și prezentate de Consiliul Director. Se iau în prezență a doua treime din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare vorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru a doua, pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilirii pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabilă întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. De asemenea, adoptarea hotărârilor privind dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, se iau în prezență și cu votul favorabil al tuturor asociațiilor, vorum și majoritatea obligatorie la care, la oricare convocare. Totodată, una dintre modificări prevede că în situația în care reprezentantul uneia dintre asociații nu poate participa la ședința unei adunări generale a asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale împuternicit în acest scop dintre participanți prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate. Deliberative, să înțelegeți, sunteți dumneavoastră, ca și Consiliul Local. În proiectul de hotărâre anexat există și o serie de modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuțiuni ale Consiliului Director în privința politicii de personal, modificarea articolului 23, alineat 2, litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind promovarea organigramei, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționarea personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobare adunării generale. Față de cele anterior menționate, supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Inițiator de proiect este primarul Comunii Buzofănești. Adresa primită de la ADIS este aceasta. Acum o să dau o citire și proiectul de hotărâri, în care la articolul 1, dacă vreți, vă citesc și partea motivația legală, și am tot citesc, Consiliul Local al Comunii Coțumărești, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2016, având în vedere prevederea articolului 11 din legea administrației publice locale numărul 215/21/2011, republicată cu modificări și completări ulterioare, a ordonanței Guvernului cu privire la asociații și fundații numărul 27/2000, cu modificări și completări ulterioare, a legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificări și completări ulterioare, ale legii Serviciului de Salubrizare a Localităților, numărul 101/2006, cu modificări și completări ulterioare, a hotărârii Guvernului numărul 742/2014, cu modificările anexelor numărul 2 și 4, la hotărârea Guvernului 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv cadru și al statutului cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii de utilități publice, precum și al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, cu modificări și completări ulterioare, având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, cea pe care am evocat-o mai înainte, văzând expunerea de motive a primarului raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului al Comunii Coțofănești, articolul 7 litera C, precum și articolul 45 alineat 2 litera F din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificare și completare ulterioare, propun spre aprobare. Se aprobă modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, după cum urmează. La articolul 1, la articolul 19, la punctul 1, sau la punctul 1, ca să fie, la articolul 19, aliniat 4, se modifică și va avea următorul cuprins. Ședințele adunării generale a asociației vor fi conduse de președintele asociației sau, în absența acestor, de persoană destinată de acesta, împuternicită în acest scop. La punctul 2, la articolul 20, aliniatele 3, 5 și 6 și 7, se modifică și vor avea următorul cuprins. Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16 alineat 2 litera A
H și litera J, el, se iau în prezența două treimi din numărul asociațiilor și cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare quorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a asociației se convoacă pentru a doua oară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilirii pentru prima convocare, iar la a doua convocare, adunarea generală a asociației este valabilă întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. La punctul, tot aici, pentru a fi valabilă hotărârea adunării generale a asociațiilor adoptate în exercitarea atribuțiunilor prevăzute la articolul 16, alineat 2, litera I, se iau în prezență și cu votul favorabil a tuturor asociațiilor, vorum și cu și majoritatea obligatorie la oricare convocare. La punctul 4, sper să nu ne... Nu tot aici. În fiecare dintre situațiile prevăzute la articolul 35, la alinia 35, dacă o hotărâre a adunării generale a asociației privește în mod direct serviciu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a asociației la care a fost convocat, aceasta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorității deliberative, în cazul dumneavoastră Consiliul Local, a unității administrativ-teritoriale asociate. La punctul 4, sper să nu greșesc. La articolul 21, aliniat 1, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 21. Hotărârile adunării generale ale asociației luate în exercițarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16, aliniat 2, litera I, J și articolul 16, aliniat 3, litera A, C, D, F și G, nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației decât în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. La punctul 4, la articolul 23, alineat 2, litera D, se modifică și va avea următorul cuprins. Angajează, sancționează și dispune suspendare, modificare și încetarea raporturilor de muncă în condițiile legii pentru personalul asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunare generală și de bugetul aprobat de adunarea generală. La punctul 5, la articolul 23, alinea 2, după litera F, se introduce litera G, care va avea următorul cuprins. Se întocmește și se supune spre aprobarea adunării generale, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic. La punctul 6, la articolul 32, alinea 1, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 32.1. Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației în condițiile prevăzute articolul 16, alinia 2, litera F, coroborat cu prevederea articolului 20, alinia 3. Au fost supuncte. Articolul 2. Se împuternicește președintele asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacu pentru ca în numele și comuna Coțofănești să semneze actul adițional privind modificarea și completarea statului de asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Articolul 3, prezenta hotărâre va fi comunicată asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și va fi la cunoștință publică în condițiile legii. Inițiator de proiect este primarul comunei Olariu Viorel, avizat pentru legalitate de domnul secretar Manea Vasile. Ce vreau, o să mă scuzați că au fost trei articole în toată chestiunea asta, în proiectul de hotărâre. Cele care le-am citit până la, spus eu, articolul 6, erau subpuncte la articolul 1. Ca să știți, mă scuzați, pentru că este foarte bun. Acum, ce vreau să vă spun dumneavoastră? Noi suntem membru ADIS de foarte mult timp, suntem de la înființarea ADIS-ului și a fost benefic pentru comuna noastră în tot ceea ce privește investițiile care s-au derulat pe raza comună, în ceea ce privește investițiile de infrastructură ca și aducțiune de apă și că, pentru că e pe salubrizare, e legat de salubrizare și pentru colectarea deșeurilor din comună. Ceea ce spune aici, dacă dumneavoastră să aveți timp, este foarte stufos materialul.
e bine să studiați cei care sunt din vechiul Consiliu, știu și cunosc statutul Adisului, pentru că a fost prelucrat la vremea respectivă, când am înscris pe ea. Acum au venit cu niște modificări. Modificările, dacă vă spun câteva dintre ele, de exemplu acolo, dacă face prima ședință și nu e vorum în care să fie prezenți două treimi, se reconvocă ședința, după care nu mai târziu de 15, în interiorul a 15 zile, așa, și dacă la ședința următoare nu au vorum, nu contează către sunt, se votează cu majoritatea simplă, jumătate plus una. Deci nu contează vorum. Deci nu mai o altă chestiune, aprobă, înscriere, retragerea. Sunt unii care au vrut să retragă din Gladis. Dacă nu mă șer pe partea cea Bârsănești, nu știu ce. Așa, sunt anumite chestiuni pe care ei l-au detailat aici, și cu organigrama și cu statul de funcție, dar aia e o chestie de ordine, de o gradă interioară, pe care prin reprezentantul nostru votează acolo, la când se întâlnesc la ședințele de la Bacău. Reprezentantul nostru pentru Adis este domnul director, domnul Ivancescu Gheorghe. La... Nu e, dacă vrea cineva și... Da? Acum, eu, cunoscând că dumneavoastră cunoașteți problematica situației și că, având și vechimea acolo, vă și cunosc ce de acolo, eu zic că e bine să continuați, pentru faptul că am avut o colaborare bună și lucrurile au mers foarte bine. Adică nu spune nicăieri că trebuie să alegem un alt reprezentant ales. Dacă se va cere lucrul ăsta, o să facem și lucrul ăsta. Mai punem ceva la sala. Da, mai punem ceva, dumneavoastră. Mai punem ceva la sala. Da, poftiți? Cum se numește președintele asociației? E domnul Bogdan Seto, nu? Domnul Seto Bogdan. Seto Bogdan. Seto Bogdan, la Bacău. La Bacău. Deci el dânsul face parte probabil din Consiliul Municipiului Județul Bacău. Nu am municipiul, județ. Nu. Această asociație reprezintă comunități, nu reprezintă. Eu cred că e director Seto. Deci trebuie să facă parte. Eu cred că Seto e director. Păi director am. Păi director, dar n-are președinte. E director. Director, te poți de el ieși. Adică președinte, deci președintele asociației este președintele asociației, este o asociație. Florine poate da. Să fie și președinte director. Nu, este da. Director, vă spun, este un singur director care se numește Bogdan Seto. Dar el a fost prezent aici în ședința noastră când am discutat problema cu salubrizare. De bun. Nu, n-a fost el, a fost cel la directorul director economic. A, fost a, așa, așa. Nu, n-a fost. Nu, no, dar a fost la altă ședință, oricum a fost. A fost, a fost, a fost. Comisia juridică, vă rog. Ce ați constatat? Fals. Da, comisia aprobă în faza inițială cum a fost. Da, vă mulțumesc frumos. Vă rog frumos să vă scrieți la cuvânt pe tema ce a fost studiată, ce a fost citită. Prezentul dumneavoastră. Deci sunt... Mai prea mult aici, nu știu ce ar fi. Având în vedere că reglementările lor interne, preaprobarea dumneavoastră. Mai toată ordinea de zi de astăzi este 80% legată de această asociație. Da, legat de una de alta. Da. Fiind o asociație din care sunt, eu am studiat materialul. Da. Fiind o asociație din care facem parte, trebuie să ne susțină interesele, nu? Obligatoriu. Da. Așa și am vrut să propun de la început ca punctul 3, 4 și 7 să se fi discutat unul după altul. Deci că am văzut o oarecare legătură între aceste vin puncte. Așa și vin, nu vin așa? Nu vin așa. Vine 3, 4, 5, 6, 7. Pentru că am constatat la punctul 7 că această asociație până la punctul 7, această asociație are nevoie de mandatarea noastră chiar și pentru această modificare și completarea statutului. La punctul 7, fiind vorba de model de contract. Model de contract de prestare, dânsii, o să vedem când ajungem acolo probabil, de am și cerut relații cine este președintele asociației, ne impun un contract a unui agent economic.
vorba de groapă. Deci, este... Nu, vorba de 0,5 metri cu obligativitatea de apă. Deci, asociația... Da, asociația din care facem parte și trebuie să ne reprezinte, practic la punctul 7... Nu ne reprezintă, noi avem reprezentant, încă o dată l-ați înțeles. Păi nu. Domnul Ivancescu ne reprezintă, până ca și comunul la dis. Am înțeles, dar... Nu ne reprezintă domnul Bogdan Sietă. Nu. Ivancescu, asociația, vorbesc de asociație. Unde se ne reprezintă? Păi o asociație nu se... În raport cu cine se ne reprezintă? În raport cu societatea acreditată pentru salubrizare. Nu. Dar eu vorbesc exact strict pe material. Da, și eu pe material. Da, pe materialul de la reprezentant pe care l-am delegat din partea Consiliului Local al Comunității Adisul, care discutăm orice problemă și acolo când merge, este mandatat de noi, ceea ce pomenăm, ce să voteze și ce să nu voteze în adunarea generală a Adisul. Despre asta era. Eu nu vreau să intru peste Florian, dar am înțeles altceva din ce vrea să spune el. Vreau să spună că noi fiind membri Adis, pentru că noi suntem membri ADIS. Da, în mod normal, ADIS-ul ar trebui să susțină membrii, corect? Deci o asociație... Da, un am început de așa. Se impune un proiect... În vis-a-vis de contractul ăsta între persoanele fizice din Coțofănești, economice, de agenții economici din Coțofănești și Romprest, ADIS-ul nu ține cu... cetățenii comunii Coțofănești care au activități... Da, eu am priceput. Așa, ei, ceea ce este, ceea ce chiar și în opinia mea, numai așa, e anormal. Adică ADIS-ul, eu fiind membru ADIS, ar trebui să mă susține pe mine în conflictul, că eu consider că în conflict ăsta, în momentul ce Romprest, vine prin intermediul ADIS, trebuie să mă oblige să plătesc. Eu am vrut cam să corelăm aceste trei puncte, 3, 4 și 7, pentru că la un moment dat... Nu la un moment dat, la punctul 3, pentru perioada de provizorat a celulei 2 de depozitare a gunoiului, cu groapa de gunoi, vreau să o să vedem că s-a ajuns la un preț non-profit de 56 de lei, da, pe metru cub de depozitare și dezactivare. Pe când Romprestu ne cere 100 și de lei pe metru cub numai de colectare și transport. Bun, haideți că am priceput, dacă vreau să vă spun și dacă mai sunt al neclarități. De aia am spus că Aldis-ul ajunge la un preț de depozitare de 56 și îl acceptă pe cel care transportă gunoiul cu 100. Și pe metru cub. Să dăm o chestiune. Da. De asta am spus că nu deci, prea văd cum apără interesele. Referitor la prețurile de la agenții economici, pentru că la cele fizice e clară, treaba peste toată lumea, știm, am căzut de acord cu toată lumea, la persoane fizice. La persoane juridice s-a trecut, așa cum evocat dumneavoastră în material, acel preț. Consiliul Local Coțofănești, din care dumneavoastră nu făceați parte la acea dată, știu foarte bine că am respins la juridice. Că au zis că acele contracte vor fi încheiate direct între operatori, de cei de la Rom, cum se numește, Romprestu și agentul economic. Bun. Acum, ceea ce privesc prețurile de groapă de celulă, 1, de 2, oameni buni, tot ce se întâmplă și cu prețurile astea pe care au venit Romprestu, a avut loc în urma unei licitații. Aici nu s-a negociat direct cu Comuna Coțofănești, cu Ștefan cel Mare, cu Căiuțu, cu cine vreți dumneavoastră. Deci a fost o licitație națională în care Romprestu a câștigat această zonă a Moldovei și nu mai știu pe unde au, ca în toată țara aproape. Și au câștigat prin licitație. Acolo sau în caietul de sarcină au fost stabilite prețuri la licitație și la agentul economic și la familiile individuale. Da, dar noi am fost duși în eroare pentru că nouă, în prima fază ne s-a spus că agenții economici vor negocia individual cu Romprestu. Asta am înțeles. Și drept dovadă că am respins. Iar ce bagăm la pampiu? L-am respins-o. N-ați aprobat hotărârea la agenții economice. În două. Deci, nu acolo, nu negociați, duce la groapa de gunoi, știi, domnule, mie mașina asta cu 2 lei, mâinii mei plătesc 5 lei, a fost o licitație, peste tot se întâmplă. Dar am vrut să spun că
diferența de preț între depozitare și dezactivarea deșeului și colectarea și transportul până la groapa de gunoi. Vă referiți la toate și la gospodării individuale sau la numai la agenție? De prețurile afișate, tarife. Bun, atunci încă o dată vin și mă repet. Avem reprezentant care noi îl mandatăm și votează acolo. Înseamnă că în adunarea generală a ADIS-ului s-a discutat și s-a votat. Și majoritatea, după cum bine știți, în democrație este suverană. Majoritatea a votat pentru prețurile astea. Ce discutăm? S-au acceptat prețul impus de Romprest. Nu impus de Romprest. Romprestul face licitație. Nu o să ne înțelegem, o să ne învârtim în jurul cozii până de seară. Păi atunci înseamnă... Romprestul, la rândul lui, face licitația cu groapa de gunoi. Unde duce groapa de gunoi. Unde duce, duc deșeurile, aceste, știu eu, gunoi. Groapa de gunoi o să o administreze ADIS-ul. Că nu o să o administreze ADIS-ul, păi, nu o să fie o înțelegere între ei. Că nu, păi, o să o administreze până își găsește operator. Bun, da. Eu încă o dată vă repet, totul se face pe licitație, totul se face, nu se negociază, nu e negociere, nu e negociere direct. Asta vreau să vă spun. Acum, dacă putem purcede la celelalte puncte, este bine. Că altfel să ne învârtim. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâri ce a fost citit. Cine este pentru? Cineva împotrivă? S-abține cineva? Doamnă. În unanimitate. Punctul 2, domnul primar, proiect de hotărâre. Acum, dumneavoastră, o să încercați să le asociați. Eu nu le schimb că facem ați votat o dată ordinea de zi. Eu așa le prezentăm. Așa le prezentăm. Dar eu n-am spus să le schimbăm. Am spus că... O să faceți legătura între ele, nu văd că băieții știți și eu. Proiectul de hotărâre privind stabilirea în caracter temporar. Poftiți, aveți cuvântul. Nu, aici e la punct. Eu așa le-am notat, așa ne-a stabilit domnul secretar. Expunerea de motive la proiectul hotărârii privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulii 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Consiliul Județean Bacău implementează la această dată Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, finanțat de fonduri post-mediu conform contractului de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, încheiat cu Ministerul Mediului, atenție, și pădurilor, și care are data de finalizare 30 iunie 2016. Unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivelul județean, proceduri demarată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău în iulie 2014 și care se află în stadiu de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula 2 a depozitelor conform de deșeuri Nicolae Bălcescu, stație de sortare Onești, stație de compostare Onești, stația de transfer Berești-Azlău, stație de transfer Găiceana și stația de sortare Moinești. Procedura de achiziție publică, pornește totdeauna de achiziție publică. Procedura de achiziție publică, organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate, a fost contestată la CNSC, este CNSC ca să știți ce înseamnă, nu v-ați întâlnit de scutea noastră, este Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, adică contestațiile la licitații, vorbesc, la achizițiile publice. Așa, deci unde mai întâlnesc termenul, nu mai detaliez ca să... Și ulterior la Curtea de Apel Bacău, deci s-a ajuns și în instanță, fiind necesară reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Aceasta duce la imposibilitatea estimării datei la care operatorul desemnat prin procedură de achiziție publică își va începe activitatea existând riscul ca la momentul închiderii celulei 1, întreg județul se află în posibilitatea de a avea operațional un depozit conform de deșeuri municipal, deșeuri provenite din gospodării locuințe, în ciuda faptului că celula 2 a depozitului este finalizată ca și investiții și așteaptă să fie operată. La această dată, toate deșeurile din județ sunt depozitate la celula 1 a depozitului conform, a cărui capacitate este de 855.000 de metri cub, este în curs de epuizare, celula fiind construită din fonduri ISPA și
operată de către municipiul Bacău, în condițiile în care procedura de achiziție pentru desemnarea operatorului, demarată de către municipiu în iulie 2011, a fost an în șir contestată. Conform adresei numărul 43.493 din 6.11.2015, primăria municipiului Bacău aduce la cunoștință că durata de timp până la epuizarea de plină a capacității de depozitare în celula 1 este de 5-7 luni de la data adresei, fiind data 03.11.2015. Deci acea celulă mai poate primi gunoi, celule, spun, depozit. 5 sau 7 luni de zile, maxim 7. Nici o corbire nu uitam. Da, uite, o să cer o relație de la tine, că chiar nu mă pricep. La urmă, cer o relație de la tine. Dacă ai ceva de spus, te rog. Elo. O centrală. Iubitule. Alo. Dacă vrei, ești cetățean al comunii Coțofănești. Dacă ai ceva de spus, ridici mânuța și spui că vrei să spui ceva. Și că ai și o idee bună pe care noi să o îmbrățișăm. Și chiar dacă nu e bună, noi o ascultăm și discutăm. Așa nu discutăm când ne vine nouă în cap, da? Bine. Bine. La momentul umplerii celulei 1 a depozitului de deșeuri conform documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, aprobat de către toate unitățile administrativ-teritoriale din județ și ulterior în AGA, deci Adunarea Generală a Acționarilor din ADIS, deșeurile colectate de pe teritoriul județului Bacău trebuie depozitate în celula 2, care celula 2, spuneam mai înainte, că e terminată, dar datorită faptului că știți ce am pomenit acolo, nu este dată în funcțiune. Depozitului conform construită de către Consiliul Județean în cadrul proiectului, deci celula 2 construită, de alte primării, anterior menționat. Subliniem faptul că unicul depozit conform de deșeuri municipale de pe teritoriul județului Bacău este cel de la Nicolae Bălcescu și prin urmare, după epuizarea celulei 1, care spuneam mai înainte că mai duce 5 sau 7 luni, așa mă pe adică, singura locație din județ destinată de depozitul deșeurilor municipale este celula 2. Județele învecinate au de asemenea în implementare proiecte cu finanțare post-mediu, fiind astfel exclusă posibilitatea transportului și depozitării deșeurilor municipale rezultate de pe teritoriul județului Bacău la depozitul aflat pe teritoriul acestuia. Deci nu ne primește nici Vrancea, nici Neamțu, nici Arghita, județele limitrofe. Nu ne primește gunoaie, pentru că au și anumite reglementări de respectare. Așa. În același timp, pe teritoriul județului Bacău la depozitul aflat pe teritoriul... În același timp, o astfel de variantă s-ar concretiza în costuri de transport și inclusiv de depozitare exagerat de mare. Adică și dacă s-ar transporta județul vecinat, costurile ar fi mai mari. Traduse într-o taxă de salubrizare cu mult mai mare decât cea practicată la ora actuală, care a fost fundamentată în cadrul Asociației de Finanțare Post-Mediu și aprobată de către toate unitățile administrativ-teritoriale conform legislației în domeniu. Cu privire la situația de mai sus, Ministerul Fondurilor Europene aduce la cunoștință că în situația la îndeplinirii condițiilor stabilite în acordarea finanțării, mai exact în cazul în care sistemul integrat al deșeurilor nu este funcțional, la data de 30.06.2016, există posibilitatea ca proiectul să devină în întregime neeligibil. Deci sunt două chestii care, odată groapa nu mai poate duce 5-7 luni, cealaltă, dar doi nu poate fi folosit. Păi deja nu mai poate duce. Păi da, nu a spus 5-7 luni. De la 03.11.2015. Așa, înseamnă că da, uite. Da, deci este gata. Supra... Da, e gata, da, e full. Da. Înțelegem necesitatea. Cu privire la situația de mai sus, Ministerul Fondurilor Europene aduce la cunoștință că în situația de îndeplinire condițiile stabilite la acordarea finanțării, mai exact în cazul în care sistemul integrat al deșeurilor nu este funcțional, la data 30.06.2016, deci era iunie, există posibilitatea ca proiectul să devină, am recitit, mă scuzați. Pentru rezolvarea situației mai sus prezentate, privind, având în vedere obligațiile asumate prin documentul de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 212 din 20-12-2010, modificat și completat de hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 193 din 20-12-2013, prevederi legii numărul 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, republicată cu modificări și completări ulterioare, precum și ale legii numărul 101/2006 a Serviciului de Salubrizare a Localităților Republicate, situația identică este gestiunea temporară a activității, îngroșat și subliniat, temporară a activității de depozitare a deșeurilor la celula 2, a depozitului conform,
de deșeuri de către un operator județean înființat de către județul Bacău și aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Bănesc că ați înțeles despre ei. Deci un Consiliul Județean cu un operator, fără până cel autorizat. Da. Operatorul județean precizat mai sus va fi înființat ca serviciu public județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Bacău și va desfășura următoarele activități. Administrarea depozitului județean deșeuri nepericuloase Nicolae Bălcescu, strict activitatea de depozitare controlată a deșeurilor municipale și sau similare cu celula, în celula 2, începând cu data epuizării celulii 1, deci când termină celula. Nu va face obiectul acestui serviciu administrarea stației de sortare și a stației de compostare. Având în vedere cele mai sus precizate, suspun preadoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității gestiunii activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeului Solid în județul Bacău. Ca să rezum. Deci, celula 1 nu mai poate primi eful, celula 2, ca să poată fi folosită, nu poate fi folosită de către operatorul care îl avem, trebuie înființat de către Consiliul Județean, un operator adunțional. Deci, rezumat. Dar dumneavoastră aveți alte neclarități, eu vă sunt la dispoziție. De asta am înțeles, cel puțin ce am citit. Ori mai fi și altele pe aici, le mai putem discuta și... Da. Și atunci să propun spre hotărârea dumneavoastră, nu mai spun motivația legală, că este lungă și se referă ca și la motivația primului punct în ceea ce privește avisul, și o spun, propun spre hotărâre, la articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune pentru activitatea de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management a deșeurilor solide din județul Bacău. Astfel, cum este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărârii care face parte integrantă din aceasta. Articolul 2. Propun spre aprobare, se aprobă spre gestiune directă cu modalitatea temporară de gestiune a activității privind administrarea celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, realizat prin intermediul unui operator județean înființat de către județul Bacău în subordinea Consiliului Județean Bacău, ceea ce vă spuneam mai adineori, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat în procedură de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. La articolul 3. Operatorul județean înființat conform articolul 2 din prezent va respecta prevederile aplicabile activității pe care o desfășoară stabilite prin regulamentul serviciului de salubrizare județul Bacău aprobat în hotărârea AGA ADIS numărul puncte puncte de la pusul aici în prezentat. Așa. Articolul 4. Se mandatează reprezentantul comunicul sufanist să voteze, acum ceea ce vă spuneam la primul punct, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare aprobarea celor prevăzute în prezenta hotărâre. Celula 1, celula 2 și ce circunează. Și operatorul județean. Articolul 5. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să încheie contractul de administrare prin delegatul nostru, bineînțeles, și a celorlalte comune, precum și toate actele necesare duce la îndeplinirea prevederilor prezente. Hotărâre. Articolul 6. Prezentul hotărârii va fi comunicat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi dusă la conștiință publică în condițiile legii. Despre asta este vorba, aici se repete de aceștia de proiectările. Și aici, în spate, este anexa 1 de care se pune, este studiul de oportunitate și anexa 1 pe care ați avut material la dispoziție și bănuiesc că le-ați studiat. Comisia și dacă... Comisia juridică, vă rog. Comisia avizul favorabil în vrea cineva să completeze, să discute la subiect? Rezumatul l-am făcut eu. Da, da. Supuneți spre aprobarea dumneavoastră cine este pentru, împotrivă, să abține cineva. Mulțumesc frumos. Capitolul 3. La punctul 3. Expune-ne motivul la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitate de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului, acum a venit cu prețul. A depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor de Bacău.
Unul dintre obiectivele de importanță majoră realizat în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeului Solid în județul Bacău constituie celula 2 a depozitului de deșeuri nepericuloase Bacău. Înființarea de către Consiliul Județean în baza hotărârii numărul 55-1804-2016 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău s-a impus din necesitatea găsirii unei soluții urgente, temporare și alternative pentru operarea celulei 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău până la desemnarea unui operator în urma derulării procedurii de licitație, delegare prin concesionarea serviciului de operare a instalațiilor realizate în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău. Autoritățile administrației publice locale au în condițiile lege competență exclusivă în aprobarea tarifelor, deci, atenție, au competență exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Deci e vorba de Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 8, alinea 3, litera J, din legea serviciilor comunitare de utilități publice, numărul 51/2006, publicată cu modificări și completări ulterioare, în exercitarea competențelor și atribuțiilor celorlalte, în sfera de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale care, cu respectarea normelor, metodologiei, elaborarea și aprobarea de autorități de reglementare competente. Referitor la modul de realizare fundamentală, stabilirea, ajustare și modificarea prețurilor și tarifelor pentru plata de utilități publice. Articolul 43, alinia 4 din legea numărul 51/2006 stipulează că stabilirea, ajustare și modificarea prețurilor și tarifelor de utilități publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul elaboratele de autoritățile de reglementare competente. În cazul ăsta este o singură autoritate de reglementare, e ANRSC-ul și Consiliul Concurenței. De fapt, sunt două care țin ca o completare, dacă vreți. Tariful pentru activitatea de eliminare a depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău se calculează cu respectarea cerințelor și criteriilor prevăzute la ordinul numărul 109/2007, ce spuneam eu mai înainte, deci intuiam, emis de ANRSC, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților în vederea realizării de către serviciul public de administrare sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău, activității de operare temporare a depozitului. Astfel cum rezultă din fișa de fundamentare anexă la proiectul de hotărâre, valoarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitarea deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău este de 53,63 de lei tona, vorba de ron. Înseamnă 536.000 de lei tona, bani vechi vorbesc. Fără TVA, și cu TVA ajunge undeva la 600.000. Această sumă rezultând din următoarele tipuri de cheltuieli. Punctual. Cheltuieli pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcție de tipul mașinii folosite, de consumul de combustibil, cantitatea de deșeuri programată anual. La B, cheltuieli cu energie electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcție de energia consumată de motoarele puse în funcțiune la nivelul unei zile înmulțit cu cantitatea programată anual și cu prețul de achiziție al energiei electrice în vigoare. Punctul C, cheltuieli cu amortizarea cu suma de 2.150.413 lei pe an, RON vorbesc, s-au stabilit luându-se în considerare valoarea celulei 2 a depozitului stabilit în depozit general, aprobat în sumă de 39.707.251,51 lei și durată de funcționare a acestuia de 13 ani. Cheltuielile cu amortizare se includ în valoarea tarifului de, pe perioada în care depozitul este operat în gestiune directă și nu se poate încasa redevența. Sumele cuprinse la această linie în fișa de fundamentare a tarifului vor constitui sursa pentru fondul 2D din care va putea asigura rambursarea sumelor necesare pentru asigurarea funcționării serviciilor. La punctul D, cheltuielile cu redevența determinată potrivit prevederilor legale nu este cazul.
La punctul E, cheltuielile cu materiale prime și materiale consumabile și cu piesele de schimb, estimate în funcție de consumurile normate și de prețurile de achiziție ale acestora. La punctul F, alte cheltuieli materiale, includ cheltuieli cu analize pentru determinarea compoziției deșeurilor, campanii de informare și conștientizare a populației, posturile cu acoperire zilnice. La punctul G, cheltuielile cu munca vie sunt fundamentate pe baza listei de personal aprobată și a nivelului de salarizare stabilit în funcție de normele de muncă în raport cu legislația în vigoare și, corelat cu principiul eficienței economice. La aceasta au fost adăugate cheltuielile cu contribuțiile aferente salariilor în conformitate cu legislația în vigoare la momentul determinării tarifului, menționând că s-a avut în vedere salariul minim pe economie, valabil la data realizării acesteia, calculat respectiv la 1250 de lei pe lună, conform reglementărilor legale în vigoare, începând cu data de 1 mai 2016. La litera H, cheltuielile cu reparațiile au fost luate în calcul la nivelul programului anual ca procent din valoarea utilajelor care se estimează că vor avea nevoie de reparații, s-au considerat reviziile periodice și servisuri. La litera I, taxe, licențe, acreditări, autorizări, suma de 16.500 lei. La litera J, fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere, precum și pentru că, care a fost determinat în cadrul aplicației de finanțare post-mediu, suma de 15.870.286 lei urmează a fi colectată în perioada de 11 ani, de unde rezultă o sumă de 1.442.753 lei. La litera K de la kilogram, o cotă de profit nu se percepe profit, deci nu s-a calculat ca profit. Fundamentarea cheltuielilor aferente activității s-a făcut pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianți, materii prime și materiale, utilități, respectiv energie, apă sau gaze în scop tehnologic și a prețurilor acestora în vigoare cu a cheltuielilor cu muncă vie, precum și a celorlalte elemente, a cheltuielilor necesare prestării activității respective. Facem precizarea că acest tarif nu include cota de profit, ceea ce spuneam înainte, și cota de dezvoltare, deoarece depozitul va fi operat de serviciu specializat din cadrul Consiliului Județean, care nu este societate comercială, ceea ce spuneam despre primăria și Consiliul Local, orientată spre profit. Au fost incluse costurile de închidere celulei 2 și monitorizarea post-închidere aferente perioadei de exploatare. Sumele aferente vor fi incluse într-un fond al cărui utilizator se va face în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri, conform Bacău, realizată cu proiectul Sistem Integrat Managementul Deșeurilor Județul Bacău. Permisiunea dumneavoastră, o să vin... un raport de specialitate. Mă duc la proiectul de hotărâre. Și la proiectul de, nu mai vin cu motivația legală, în preambulă. Și o să vin la articolul 1. Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare de depozitare de deșeuri la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat al Managementului al județului Bacău, în cuantum de 53,63 lei per tonă, la care se adaugă TVA-ul, stabilit conform fișe de fundamentare prevăzută la anexa care face parte integrală prin hotărâre. La articolul 2 se mandatează reprezentantul Comunei Coțofănești, domnul Ivancescu Gheorghe, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Solidarizare Bacău aprobarea celor prevăzute la articolul 1 prezintă hotărâre. Și la articolul 3 această hotărâre va fi înaintată către ADIS Bacău, către prefectul județului Bacău și celor interesanți și va fi publicată. Ce de reținut și aici? Două chestiuni. Nu mai primește celula 1 că este supasaturată, este plină. Primește celula 2. Celula 2 este coordonată de Consiliul Județean. Vine cu un preț de 53,63 de tonă fără TVA la deșeuri, care cu TVA se duce undeva la 60 de lei, 61 de lei. Așa. Și va veni și motivează din ce se compune acel preț. Și spune cu cheltuieli de transport, de combustibil, la, în care nu percepe, nu se calculează cheltuieli de dezvoltare și cota de profit.
și noi trebuie să aprobăm, să-l mai dădem domnul Ivănescu, să suntem de acord și dacă nu suntem noi de acord, pe această hotărâre tot trece. Da, fără. Da. Păi, suntem unul din 56 de membri, păi, da, da. 56 de membri. Exact, exact. 56, a fost 57, s-a retras unul, 57, 57, 55 mai aici. Da, deci... Jumate plus 1. Deci asta ca să... Teoretic, ca investiția celulei 2 să nu... De, s-a găsit această cale de compromis să fie administrată non-profit de Consiliul, Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean ajută aceasta. Și Consiliul Județean vine cu un operator. Ei vin acum și colectează pentru un operator de ce spuseți la punctul anterior. Păi, nu, vine pentru o să operator unic. Păi o să colecteze tot romprestul. Ei, probabil păi, da, o înțelegere. Păi, da, o înțelegere. Păi, cine spune că ei vor colecta? Vor avea eu un operator. Au contractat. Nu, operatorul va fi de administrare a gropii, a celulei 2. Nu, celulei 2. Transportul și ridicarea va fi bănuit cât nu bănuit. Sigur, tot de rompresc care ne jucoaie. Comisia, vă rog. Avizul favorabil în faza inițială. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? E împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Domnul primar. Ba. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizării de 2016. Expunere motive la proiectul de hotărâre de aprobare cotizației. Sper că ai să trecem mult mai repede ca să nu... Cotizații pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației Dezvoltare de Comunitate Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, înființarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, regionale, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS Bacău a fost înregistrată la Consiliul Local. Propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală la patrimoniul asociației aferente anului 2016. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementului integral al deșeurilor județul Bacău și posibilității de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizație să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău 400.000 lei. Vorbim de... Întreg județ. De, nu, bă, da, nu. Da, 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 da. Nu, nu. Da, nu, așa e, are dreptate. Da, după care, vine pe rang. Pentru localitățile de rang 1, municipiul Bacău, 300.000 lei. Așa. Pentru localitățile rangul 2, municipiul Onești, 30.000 lei. Pentru localitățile rangul 3, 15.000 de lei. Nu suntem noi aici. A? Și pentru... orașele Comănești, Buhuș, Târgu Ocna, 10.000 de lei. Pentru orașul Slănic Moldova, 3.000 de lei. Pentru comune cu populație sub 3.000 de locuitori, 1.000 de lei. Pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000, e cazul nostru, 2.000 de lei. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000, nici nu mai merg mai departe. Ne interesează pe noi. Deci noi ne încadrăm la comune de rangul 2. Suntem între 3.000 și 5.000 de locuitori. Populația este de 3.452 de locuitori. La ultimul recensământ care a fost. Și noi venim cu 2.000 de lei. 2.000 de lei înseamnă 20 de mii. Asta e cotizația care a fost și asta este anuală, dacă nu mă știu. Da, da, anuală. E anuală. Anuală și a fost și anul trecut. Anul trecut tot atâta. Tot atâta. Păi da, nu l-am mărit de lucru. Mulțumesc. Păi nu s-a mărit Consiliul de Administrație probabil. Și nici nu s-a mărit Consiliul de Administrație. Nu, e aceeași cotizație. Că în comună mică plătim cea mai mică cu asta. Nu, nu cea mai mică, alea de 2.000. Cea mai mică e sub 3.000. Sub 3.000. Da. Păi eu zic... Eu mai, deci, da. Ca urmare, propunem de a fost cotizația asta. Da, bani, banii ăștia, practic, eu, dacă mi-am cu privire așa, numai de la județul Bacău, la orașele și municipiile din județul Bacău, s-a adunat aproape 1 miliard de lei vechi. Banii ăștia unde se regăsesc, până la urmă? Adică, cu banii ăștia, ce face ADIS-ul? Merge strict pentru salarii? Pentru... Noi citisem la punctul anterior, de exemplu la groapă, acolo unde plătește taxa de groapă și la zmină, care se compune din ce? Au și ei acolo, la rândul lor, au contabil, au corturează, curtea de corp. Au bulldozeri, nu, au utilare, au oameni, au personal, au tot ce... Nu, aș fi... va administra groapa de gunoi. O va da unui operator privat. Acum o administrează Consiliul Județean. Consiliul Județean, nu are. E o situație de compromis. Consiliul Județean. Deci, eu aș fi curios, deci,
ADIS-ul are obligația să găsească un operator care nu-l găsește de atâția ani. Deci banii ăștia unii merg strict pe salarii. Și investiția este ADIS-ului. Dacă se vorbește că profesorii... Așa s-a vorbit mai înainte. Deci păi nu, profit. Dar n-ar trebui profitul. Profitul e profit, salariul deci, că... Deci toată asta se cheltuie el de administrație. Nu, cheltuie el de personal. ADIS-ul are un personal. Da, are și ei acolo, calculatoare, tehnică, de curent, cheltuieri curente și tot ce așa. Nu realizează profit, asta am vrut să nu, instituția nu, asta nu, nu realizează. Deci despre asta e. Comisia. Deci, cotizația e doar pentru asta. Am înțeles. Eu aș fost curios să știu ce salariu are, de exemplu, un director la ADIS. Și mi s-ar părea normal, mi s-ar părea normal să știm, pentru că după următoarea întâlnire domnul Ivancescu să discute. Nu vreau să fiu să întrebe și pe site. Deci nu vreau să fiu greșit înțeles. Dar vreau să știu și eu așa ca și chestii, oamenii ăștia care încercat să intrați pe site, s-ar putea să asta e un comisia dar comisia aviză favorabil. Vă supun spre aprobare, vă rog frumos. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră, cine este pentru? S-a abținut împotrivă cineva? Mulțumesc! S-au abținut doi, domnul președinte, s-au abținut doi că au discutat la ordica mână. Domnul Șică, domnul Șică, eu am zis. Cei după floare nu știu. N-ați ridicat mână. Dați floare, ca primul. Cei după floare nu știu. Dați trei chestii de la Paris. N-ai observat că ridicat mână înainte. Ridicat mână. Nu se rămâne așa. Propuneți un loc, propuneți un loc ca să vă rog frumos să-i numărați. Numărați-i frumos. Da. Dacă era necesar, mi-am găsit și de observat. Bun, trecem la punctul 5 cu acordul dumneavoastră? Da, vă rog. Aici e materia. Aici e materia. Bine. Expunerea de motivul la proiectul hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celule 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Județul Bacău se află la această dată în etapa finală de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău, finanțat de fondurile post-mediu, respectiv desemnarea operatorului precum instalațiile de deșeuri. Unul dintre obiectivele proiectului este delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale la nivelul județean, procedură demarată de către Asociația Dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău în iulie 2014 și care se află în stadiu de evaluare a ofertelor. Instalațiile care fac obiectul acestei proceduri sunt celula 2 a depozitului conform de deșeuri Nicolae Băcescu, stația de sortare. Stația de sortare. Sortare Onești, stația de compostare Onești, stația de transfer Berești-Aslău, stația de transfer Găiceana și stația de sortare Moinești. Procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor anterior precizate nu a fost finalizată până la această dată, fiind necesară reevaluarea ofertelor de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Acest fapt ne pune în imposibilitatea estimării date la care operatorul desemnat, prin procedură de achiziție publică, își va începe activitatea, existând riscul ca la momentul închiderii celulei 1, întreg județul să se afle în situație de a nu avea operațional un depozit conform de deșeuri nepericuloase în ciuda faptului că celula 2 a depozitului este finalizată de un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. În acest sens, Consiliul Județean Bacău a adoptat hotărârea numărul 55/2016 privind înființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor județului Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 12 alineat 3 din legea numărul 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară în baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini aprobat prin hotărârea ale autorității delegative a unităților administrative teritoriale. Astfel, în vederea îndeplinirii condițiilor legale referite mai sus, a fost întocmit caietul de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Activitatea de administrare
a celulei 2 va fi prestată de către serviciul nou înființat, începând cu data epuizării capacității de depozitare a celulei 1. Această dată va fi comunicată în scris de către actualul operator al celulei 1 a depozitului Nicolae Bălcescu cu cel puțin 45 de zile înainte de data epuizării capacității de depozitare a acestuia. Precizăm că nu va face obiectul serviciului administrare stație de sortare și stația de sortare și stația de compostare. În scopul realizării activității de depozitare a deșeurilor de către serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor județului Iași, este necesară darea în administrare a celulei 2 a depozitului conform de deșeuri. Nicolae Bălcescu, conform prevederilor articolul 25 alineat 3 din legea numărul 51 pe 2006 și art 21 litera F din hotărârea Guvernului numărul 745 pe 2007. Subliniem faptul că darea în administrare va fi doar pentru perioada de timp cuprinsă între momentul epuizării capacității de depozitare celulei 1 și până la încheierea contractului de legare a gestiunii serviciului cu un operator autorizat de către ADIS Bacău. Restul bunurilor mobile și imobile necesare de desfășurarea activității de depozitare în celulă 2 vor fi puse la dispoziție serviciului public pentru aceeași perioadă de timp de către primăria municipiului Bacău, care conform prevederilor documentului de poziție privind modul de implementare al proiectului are obligația de a integra bunurile rezultate din proiectul cu finanțare ISPA în cadrul sistemului integrat al de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului deșeurilor Nicolae Bălcescu. Una peste alta, până a fost polologie, este să aprobăm caietul de sarcini ca să aibă acest depozit, celulă 2, cum se numește, să aibă un operator în condițiile legii. Așa. Și să citești proiectul de hotărâre, să le spun la... Am făcut și de aici, am făcut și cu adisul. Poftim? Am făcut și din caietul de sarci. Caietul de sarci, da, e clar. Și ai la o dorere. Propun că, spre aprobarea dumneavoastră, caietul de sarci pentru, la articolul 1, pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, prevăzut în anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. La articolul 2, Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Județului Bacău va urmări îndeplinirea indicatorilor de performanță aplicații activității pe care o desfășoară, astfel cum sunt stabiliți în regulamentul Serviciului de Salubrizare Județului Bacău, aprobat în hotărârea AGA și ADIS. La articolul 3 se mandatează reprezentantul Comunei Coțofănești, domnul Ivancescu, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și articolul 2 prezintă hotărâre. La articolul 4, bineînțeles că această hotărâre se va comunica ADIS-ului și prefectului județului Bacău și celor interesați. Comisia, vă rog. Avizul favorabil. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru, cine e împotrivă? E număr bine acum de noi. Așa, așa. Și așa e ceva? Da. Două perechi. Așa. Proiectul de hotărâre pentru modificarea statutului. Modificarea. Am aici. Modificarea statutului. Punctul 6, da? Da. Asta. Acum am revedut. Ia somnul. Nu, dar chiar ar fi cazul ticulțului. Nu, eu nu fac. Nu, ziceam și eu. Ziceam și eu așa, faci două, trei ori odată. Și așa, și te culci. Dar ascult și eu. Nu, nu, e bine. Știe ce preotul, așa ce e. Ce apreciezi eu? Apreciez concetățean al Comunii Coțofănești. Este interesat de ceea ce se mișcă în Comunii Coțofănești și anume la cerințele se publice. Acum, nu știu ce o să transmiteți dumneavoastră, ce din ce ați înțeles aici, e altă treabă. Și... Altă... Dar e bine. Intenția este bună. Și este lăudată. Am nici o calată. Poftiți, domnul primar. Expunere motivul la proiectul de hotărâre privind aprobare, modificări și completări statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIB. Deci, ADIB. Da. E altă treabă. În contextul integrării României în Uniunea Europeană și accesării fondurilor structurale pe care Uniunea le poate oferi
le putea oferi ca o necesitate rezultând din tendințele contemporane de dezvoltare reglementare sau un curs de reglementare la nivelul european, național, regional și județean, s-a configurat necesitatea dezvoltării în parteneriata județului Bacău prin înființarea Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP prescurtat, pentru sectorul apă și apă uzată. Deci, aducțiune de apă și canalizare. Astăzi, prin înființarea Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, s-a urmărit reglementarea, înființarea, organizarea, înființarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe rază de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea de, în comun a unor proiecte în investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia, respectiv a masterplanului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău. Prin adresa asociației, ni se aduce la cunoștință că printr-o serie de proiecte derulate în județul Bacău, infrastructura de apă și apă uzată a fost îmbunătățită în ultimii ani, ceea ce contribuie la crearea unor premise corespunzătoare pentru noi investiții în cadrul programului operațional infrastructură mare, care se numește POIM 2014-2020. POIM 2014-2020 va avea un impact pozitiv prin continuarea implementării directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman și epurarea apelor uzate, având în vedere necesitatea asigurării furnizării de apă potabilă sigură în mediul rural, unde locuiește circa 50% din populația județului Bacău. Conform masterplanului, în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău, la nivelul județului Bacău, după finalizarea lucrărilor de derulare, sistemele de canalizare vor fi caracterizate prin 35 de stații de epurare municipale, 119 stații de pompare apă uzată, pe 940 km de canalizare. În prezent sunt identificate 54 de aglomerări mai mari de 2000 populație echivalentă la nivel județean, populația care beneficiază de infrastructură de apă uzată reprezintă circa 49% din locuitorii județului. Deci 49%. În cadrul etapei 2014-2020, prin prezentul proiect, se vor realiza investițiile necesare, astfel încă în urma acestora, gradul de racordare va fi majorat cu circa 13%. Astfel, după perioada 2014-2020, gradul de acoperire a sistemului de canalizare va fi de 62%. Deci 2014-2020, conform masterplanului județului Bacău, unde suntem prinși și noi. Totodată menționăm faptul că pentru o serie de aglomerări vor fi realizate proiecte finanțate din alte surse, astfel încât termenul de conformare pentru aglomerările mai mari de 2000 de locuitori echivalenți să poate fi respectat. Astfel, având în vedere cele mai sus expuse, prin adresa anterior referită asociației, asociația solicită efectuarea unor modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii personal, modificarea articolului 23 alinea 2, litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare a personalului asociație, precum și supunerea acestora spre aprobarea adunării generale. Față de cele mai menționate mai sus, supun spre adoptarea prezentei hotărâri privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP prescurtat. Aici este adresa lor, aici un raport care repetă despre aceeași chestiune și mă duc la proiectul de hotărâre. La articolul 1, vă supun spre aprobare modificare și completarea statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, după cum urmează. La punctul 1. Articolul 23 alineatul 2, litera D, se modifică și va avea următorul cuprins. Angajează, deci vorba de ADIP, angajează, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raportului de muncă în condiții lege pentru personalul asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată de adunarea generală, ținând cont de bugetul aprobat de adunarea generală. La punctul 2, la articolul 1, punctul 2, la articolul 23, alinea 2, după litera F, se introduce litera G, care va avea următorul cuprins. Întocmește și supune spre aprobarea adunării generale organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a personalului asociației, inclusiv al aparatului tehnic.
La punctul, la tot la articolul 1, punctul 3, articolul 32, alineatul 1, se modifică și va avea următorul cuprins. Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de președintele asociației în condițiile prevăzute de articolul 16, alinea 2, litera H, colaborat cu prevederile articolului 20, alinea 3. La articolul 2, deci am terminat primul articol cu cele, acele subpuncte. La articolul 2 se împuternicește domnul Ivancescu Gheorghe pentru ca numele și pentru comuna Bucovinei să semneze actul adițional privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 3, prezentă hotărâre, se înaintează către ADIP, către prefectul județului Bacău și secretar primar și așa mai departe și va fi... Împuternicim direct președintele asociației. Ca dânsul să se ducă să facă modificările unde trebuie, nu? Nu. Deja modificările sunt care sunt. Noi numai că noi... Pentru aprobare. Noi am dat, dăm avizul de principiu că da, suntem de acord, așa? În care domnul de este împuternicit de către dumneavoastră, Consiliul Local, de către dumneavoastră, Consiliul Local, să voteze că suntem de acord cu modificările din statutul ADIB-ului. Și pe care l-am enumerat. Era vorba de personalul, când poate să-l angajez, să-l demită, să-l dai și să-l cer acolo. Te-a să ducă la judecătorie cu el, dar cu termine. Da. Bine, în condițiile legii, că doar și acolo nu dai om afară, așa că vrei tu să... Comisia. Aviză favorabil. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă cineva, să abține, mulțumesc. Dom'le, acum așa. Aici, cred că ne interesează mai mult decât cu ce zonă. 7. Da. Proiectul de hotărâre prin aprobarea modelului de contract și cu 0,5 metri cube. Îmi scapă 7.000 de aici? Nu, nu, trebuie să fie mai jos. Mai jos undeva? Da, îți văd caură. Cât ai zis că are cubelă? 0,2. Haideți să facem puțină liniște, că avem de parcurs multe puncte și după aia o să stăm prea mult. Aici e adresa de la ei. Către oate și înșiră toate oateurile care așa. Care n-au aprobat, doamna. Care n-au aprobat, probabil. Care n-au aprobat. Hai să le citim acum. Nu, da. Stai să vedem dacă n-au aprobat, să vedem că. Către oate, municipiu Onești, poftim? Nu sunt toate acolo, de nu sunt. Deci la Onești nu s-au aprobat, asta vă spun sigur. Nu, păi dar nu au fost de acolo. De asta spun, către oateurile care n-au aprobat. Municipiu Onești, municipiu Moinești, comuna Astrău, Balcan, Berjap. 27. Bersun, Blăgești, Coțofănești, Corbasca, Ghimeș, Făget, Izvorul Behreciu, Livez, Mănăstirea Cașin, Motoșeni, Negri, Oceș, Palanca, Părâncea, Pârjol, Podul Turcu, Vechitoase, okay. Scoțen, Sturga, Tătărești, Târgu, Trotuș, Vulturen și Zemeș. Ei, vedeți că vecinii noștri au aprobat și Urechești și Căiuță. Da, dar totuși să știți că am vorbit cu viceprimarul de la Urechești. Da. Deci o persoană fizică plătește 30 de lei pe an la Urechești. Noi dăm 37. Deci asta ar însemna 2,50 pe lună. Și noi dăm 30,31 la 3. Nu, 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 3,76 pe lună dăm noi. 3,76. Nu vedea domnule 30 de lei. Da, domnule, azi am vorbit. 3 lei, păi da, atât, și noi dăm 3 lei. Nu, nu, e 30 de lei pe an. Deci chiar mi-a explicat. Deci viceprimarul la Urechești a spus pe următoare. Domnule, noi plătim 30 de lei pe an de persoană fizică. Ceea ce înseamnă, împărțit la 12, 2,5 lei pe lună. La persoane juridice unde? Nu, la persoane juridice au spus că au aprobat, dar le pare rău. Da, deci da, au aprobat fără să, fără să, să citească. Au aprobat
și noi, noi cât noi avem noi 3, cădem pe an... Nu, noi dăm 3,78 parcă, 3,76 pe lună. Pe lună. Pe an vine 3,7, de lei aproape 4. Nu, 4, 4 pe, 4, pe, 4, pe an vine 42, ceva pe aștept. Și ei cât plătesc pe lună? Deci 2,50. Cât? 2,50. Dacă acum, vă aduceți aminte, cine am întrebat eu? 30 de lei pe an și numai 42. Da, este, este posibil să... N-am întrebat. Dar dar o să documentez, deși știam da, că, eu știam că ei plătesc mai mult ca noi. În ultima ședință, nu țineți minte că am avut contract. Și l-am sunat pe Petruță, în telefon, în ședință. Plăteau mai mult ca noi. Plătesc 4,70 lei. Plătesc mai mult ca noi. Plătesc mai mult ca noi. A zis 47 de lei pe an. Da, da, de ședință l-ai sunat în ședință. Dacă m-am mințit, e serios, dar nu cred că am mințit. Deci eu rămân surprins pentru faptul că eu m-am interesat și ei plăteau mai mult ca noi. Asta e foarte mișto. Așa, uite, dă mureștiu. Eu l-am sunat atunci pe Mihu, chiar în ședință. Deci am rămas surprins că diferența e mare. Eu am bănuit după aceea. Eu cred că zice fără TVA. Am bănuit că suportă primăria diferența. La prima ședință o să vă informez despre ce mă interesează. Dar eu știam că plătesc mai mult ca noi. Da, în sfârșit, o să vedem. S-au păcărit cu agenții economici, că ei au prins prima... Au votat fără să studieze. S-au grăbit, noi zic că am studiat destul de bine și la agenții economici și la aia. Pentru că la agenți m-am votat și dincă și la agenții, la persoanele, la gospodăriile individuale, eu zic că am pe persoană am mers bine, da? Eu nu văd totul, nu văd o sumă mare, mare. Vedeți dumneavoastră că... Acceptabilă. Atunci când a venit... La persoană, s-a precizat la persoană fizică. La fizică, domnule, discută. Când a venit directorul de așa, ședința precedentă, s-a discutat, modelul s-a proces verbal. V-a spus că mai sunt două localități în tot județul care n-au aprobat. Domnul profesor. Da, da, da. Hei, adică sunt 27 în două. Ei au zis așa ca să ne influențeze pe noi să... Vă scuți. Atunci eu nu v-am influențat, v-am lăsat cu toți când doriți, n-am nicio problemă. Problema aici cu 0,5 pentru agenții da. Economice. Da, acum la punctul 7, domnule, ce să mă, e vorba de agenții economice, de contract, nu? Da. Ei au spus într-o chestiune că aceste contracte le vor încheia dumnealor și aici vin cu anexă la contract în care spune menajere ce cantități primești. El încheie cu agenții economici individual, dar încheie cu prețul obligat. Obligativitatea prețului aprobată de Consiliul Local a prețului ăsta. Aici e problema. Iar eu nici nu mai dau curs discuție, pentru că s-a discutat și am întotdeauna. Eu nu știu acum colegii. Și acum treceți la vot, că nu suntem de acord să le dea vot. PNL sunt împotrivă, nu știu ce altceva. Comisia, vă rog frumos, comisia. Vreau să o leacă, domnule profesor. Discuția asta... Vă invităm la Crăciun. Discuția asta am mai avut-o și eu zic că ar fi bine să fim perseverenți și să rămânem cu aceeași, zic eu, cu aceeași opțiune. Comisia, cine a făcut-o? Comisia deocamdată? Păi nu, corect, domnule, nu avizează, avizează, asta ne trebuie. Haideți să vă spun. Haideți să... Stați un pic, ați stabilit. Dacă luăm statutul, statul de funcționare a Consiliului Local, comisia poate aproba favorabil. Votul din plen contează. Sau poate să nu vot, să nu aprobe. Păi ne mai interesează votul din plen. Dar fără discuții că ăla contează. Da, mergeți, fiți consecvenți și mergeți. Da, trebuie să avem o poziție a comisiei. Vă rog, domnul Bloc. Păi cred că este. Domnul Voicu s-a abține. Nu, împotrivă. 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 Este contra. Farcaș. Nu. Nu fac parte, dar nu fac parte din comisie. Ah. Vorbesc de asta. Trei voturi contra. Comisia nu aprobă. Deci, doamna, comisia votează cu trei voturi, a zis, împotrivă, domnul Bloc. Trei voturi contra. Trei voturi contra. Împotrivă, da. Trei, sunt trei. Acum, atențiune. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâri privind aprobarea modelului de contract și cu 0,5 metri cub. Nu am modelul la cantități, atenție, modelul e bun. Modelul e același. Dacă n-ar fi obligativitatea asta, ar fi acum, perfect. Acum, atenție, votat. Cine este pentru? Doamne. Cine se abține? Cine e împotrivă? Acest proiect de hotărâri, vă rog să precizați, a fost respins în unanimitate. Corect? Da. Aveți ceva de obiectat? Nu. Domnilor,
Acum, eu vreau să completez. Da, Vasco, da, Vasco. Dacă puteți să... Știu, știu. Bugetul local pe trimestrul 2-2016. Ținând cont de referatul compartimentului specialitate numărul 4025 din 30.08.2016 și de prevederile din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, avem obligația să aprobăm execuția bugetului local trimestrial pentru anul în curs. Din referatul prezentat în urma centralizărilor din contabilitate, se observă că la sfârșitul trimestrului 2-2016 au fost realizate următoarele. A. Venituri realizate 2.304.304 lei. Cheltuieli, secțiunea funcționare 1.736.473 lei. Cheltuieli, secțiunea dezvoltare 40.095 lei. Excedent 527.736 lei. Acestea sunt sumele primite, încasate și cheltuite până la sfârșitul trimestrului 2 și rog Consiliul Local al Comunii Coțovănești să adopte proiectul de hotărâre prezentat. Acum, dacă tot ați avut materialul la dispoziție, ca să-l citesc pe tot, e defalcat pe capitole, pe toate venituri, pe încasări, așa. Eu vi-l citesc, dacă țineți neapărat. Da, dacă l-aveți, dacă vi-l citesc, totul care l-au cerut, îl au. Domnul primar, dar... Trei dosari pentru... Sunt două capitole, venituri și cheltuieli. Da. Da. Dar văd acolo un excedent destul de mare. De ce să avem acea formă? Nu, nu, nu. Excedentul e pentru faptul că... E banii la PNDL. Ah, da. Proiectul de derulare cu asfalt. Derularea cu asfaltul. Banii care... Care nu i-am dat, că nu s-a terminat lucrarea. Nu este lucrarea și așa ne mai trebuie bani. Da, astea sunt așa de... Da, am înțeles. Deci ăștia nu sunt suficienți care au primit. Nu. Dar avem o aprobare... Avem o aprobare de un împrumut... Revenim cu un rectificare. Acum... Vă spun că atât, e un singur articol să votați în formă care execuția bugetară. Comisia. Funcționează favorabil. Mulțumesc frumos. Cine este pentru? E împotrivă? Să abține cineva? Vă mulțumesc frumos. Trecem în principiu la penultimul, dar ultimul din plan nou. Proiectul de hotărâri privind aprobarea contractării unei firme. Finanțări. Adică aici vă explic verbal că da, am material. Uitați că am material aici și vă... Da. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractorului unei finanțări rambursabile interne în valoare de aici fără valoare pentru asigurare, o să vă spun, de asigurarea cofinanțării a investiției modernizare drum comunal DC-117 și drumul local Coțovănești 117 Borșanu, 100 domnul meu. Cred că am fost destul de înțeles. Și drumul local Comuna Coțovănești de sub Bacău. La Comuna Coțovănești nu are numere, drumul local se numește sat. Borșanu 117, 116 și Tămășoaia, 116A. E de la DN până la gară. Așa le-au categorisit ăștia, le-au băgat în catalogul lor. Așa, în temeiul prevederilor articolul 36 alinia 2 și 4, litera B, articolul 45 alinia 2, articolul 63 alinia 1, litera C și alinia 4, litera C, precum și alte ale articolului 115 alinia 1, litera B alinia 3 din aliniatul 5, aliniatul 5 și aliniatul 6 în legislația administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 64/2007, privind datoria publică cu modificări și completări ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 4, împrumuturi din legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, precum și cu cele ale hotărârii Guvernului, numărul 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu modificări și completări ulterioare, ținând cont de prevederea articolului 41 alineatul 4 în legea numărul 24/2000, cu normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificări și completări ulterioare, luând în considerare prevederea articolului 9.8 din Carta Europeană a Autorităților Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199/97,
ținând seama de prevederea articolului 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții, luând act de, la punctul A, referire la referatul de aprobare prezentat de către OAT, de către primarul OAT locală, Comuna Coțofănești, în calitate de sa de inițiator, înregistrat sub numărul 4020 din 30.08.2016, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului, înregistrat sub numărul 4019 din 30.08.2016, precum și de raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului SIL Local, constatând necesitatea de a asigura resurse financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, al căror documentație tehnico-economică a fost aprobată și actualizată prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 18.01.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la data de 01.01.2016, reprezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea executată și valoarea rest de executat cu TVA 20% pentru investiția modernizare drumul comunal de C107 și drumul local de Comuna Coțofănești de Bacău prin PNDR, Programul Național de Dezvoltare Locală. Detailat. Consiliul Local și Unitatea Locală al Unității Administrative Teritoriale Locale Comuna Coțofănești adoptă prezentă hotărâre. La articolul 1 se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de. Și acum o să vă spun de pe o perioadă de tragere până la aici stabilim cu banca și cu o perioadă de maturitate de 4 ani în plus 2. Acum eu o să vin și o să dezvolt primul punct și o să vă spun următorul lucru. Într-adevăr, a existat o hotărâre a Consiliului Local de care formuleați, în care am aprobat împrumutul a 5 miliarde de lei. Dumneavoastră ați aprobat, noi am venit cu proiectul de hotărâre, am inițiat de către mine și am cerut pentru 5 miliarde de lei. De ce ne trebuie să acești bani? Am să explic și lucrul ăsta. Această investiție cu asfaltarea drumurilor locale, Coțofănești și DC-117, în total face, cu tot cu TVA, undeva se duce în jur la 70 de miliarde, aproape, 60 și ceva de miliarde, 70 de miliarde. Din care noi, partea noastră de contribuție este de 12%, ca și Consiliul Local. De ce am pus partea asta cu contribuție? Cu finanțare, ca să fiu mai explicit. De ce am pus partea asta cu finanțare? În momentul când mergi cu un proiect, că e pe fonduri europene și asta e pe fond guvernamental, că e dezvoltat local, unii pe fond european, comparativ cum a fost apa, cum a fost școală și orice mai am avut noi pe fond parc, pe fond european. În momentul când mergi pe cu un proiect, în funcție de cota pe care cu finanțarea, cu cât vii mai mult, cu atât prinzi proiectul mai repede. Adică îți mai acordă niște puncte. Îți dă un bonus. Noi ca să prindem și ca orice am până 12%. Doi o subă mare, deci suma noastră s-ar întinde undeva la vreo 7 miliarde. Din care am dat până acum, pentru că noi am făcut niște plăți către ei, că am făcut recepții parțiale, așa, și am dat undeva la 1 miliard și ceva, aproape de 1 miliarde, rămânând să mai dăm vreo 4,8 miliarde. Și noi am zis, luăm 5 miliarde. Acum, ce vreau să vă spun? De ce abrogăm acea hotărâre a Consiliului Local în care dumneavoastră ați aprobat să luăm 5 miliarde? Cu noule reglementări acum ale fiscului, ale finanțelor publice, statul nu mai garantează împrumutul OAT-urilor decât la împrumuturi pentru cofinanțare investiții care se derulează pe fonduri europene. Ceea ce am luat noi mai înainte a fost pe fonduri europene, la investiția trecută. Da. Când e pe fonduri guvernamentale, nu mai vrea. De fondul de garantare nu înseamnă. Nu mai. Fondul de garantare statului nu mai vrea. Zic că eu am ajuns la Ministerul Finanțelor și nu mai vrea. Nu mai vrea, nu mai vrea. Atunci trebuie să căutăm altă portiță. Și ne-am dus la bănci, am luat bănci, le-am cerut prin SEAP, cum dau pe alea. Acum, ei spun așa, domnule, noi nu vă luăm de la dumneavoastră ca și OAT-ul, ca și primărie. Nu vă luăm ca gaș, ca și garanție domeniile publice. Deci domeniul public înseamnă stradă, instituțiile publice, pășune, bravo. Și atunci a zis, ce putem noi să punem? În care ei spune așa, nu aveți ce bunuri mai ales. Păi uite, am un microbus nou, școlar. Da. Ideea a fost bună că îl aveam pe, noi dat pe școală. Eu totdeauna am ținut chestia asta. Am două microbuze, sunt pe primărie. Noi le dăm ca folosință. Și azi, bun, e nou, zic, n-am făcut nici rodajul. Pentru ăla vă putem acorda, i-am arătat actele, toate, facturi, la, 700 de milioane.
Și vă mai putem acorda. Se face a media veniturilor dumneavoastră încasate. Venituri ce seamnă. Taxe și impozite. Pe ultimii 3 ani, băieții care au făcut împrumuturi studiu. Ultimii 3 ani, la instituții publice, altă diferență. Pe ultimii 3 ani, se face o medie. Cât aveți dumneavoastră din casa ca venituri? Cam 5 miliarde avem noi pe an. Bă, cât ați încasat? Media e pe undeva, la 3,8, 3,4, noi încasăm destul de bine. La 3,8 și vă dăm 30% din cea medie. Deci dacă încasezi 3 miliarde, 900 de milioane. Tu ai cheltuieli. Așa, 900 de milioane. Normal, nu poți să te lași fără cheltuieli. 900 de milioane. Dăm aproape un miliard și ceva și cu cine avem pe microbus, cineva ne ducem la 2 miliarde. Oricum nu depășim 2 miliarde. Deci atâta putem să gajăm, adică avem noi cu ce gaja. Și de asta spun că acum modificăm și venim pe aprobarea dumneavoastră. Nu vă pot pune suma exactă, pentru că n-am făcut exact, să vedem cât ne dă 30%, n-am făcut media pe ultimii 3 ani la încasări. Așa, acum la microbuz a zis că ne dă 70, mi-am și notat aici pe o studiuță, a zis că ne dă undeva la 700 de milioane. Și din concedere, dar suma exactă vă pot spune, oricum spun eu că nu depășește. Bine ar fi să ne dea peste 2 miliarde, dar nu ne dea. Deci eu vă spun în principiu că estimativ ar fi, se învârte pe acolo, la 1,8, 1,9, 2,1 miliarde, dar nu cred. Așa, ce vreau să vă spun, dar nu rămânem nici în groapă cu chestiunea cu investiția. Investiția merge mai departe, spre supărarea unora. Se va termina acum, asfaltul este turnat. Mai durează cam 2-3 luni de zile șanțurile, rigolele, toate. Durează cam 2-3 luni de zile. Și atunci ne ducem până în noiembrie, sfârșitul noiembrie. Și cu banii care nu-i luăm cam mult, îi luăm din bugetul anului viitor. Poate să ne aștepți și eu luni de zile, că nu crapă. Adică trebuie să facem plata în noiembrie, sfârșit sau decembrie 15, o să o facem în 15 iunie după ce aprobăm, 15 ianuarie, după ce aprobăm noul buget. Efortul financiar este destul de, la un buget al unei comune de gradul 2, este destul de mare. Dar dumneavoastră știți, cu toate investițiile, le-am făcut cu eforturi și cu sacrificii, că altfel nu faci. N-ai la rectificare nu ne dă nimic ăștia? Nu știm, eu pot să-mi zic ce rectifică ăștia, cât îmi dă, cât îmi dă. Și am înțeles că dă pe protecție socială, pe canalizează pe anumite... La oxigen valem. Mă cereți relații, la domnul cum știe eu pe de ceva. Oxigen Așa, așa. Bun, dar când discutăm despre oxigen, atunci despre mediul înconjurător, o să vedem. Acum, eu ce să vă spun, despre asta vreau să mă și să vă aduc dumneavoastră la încozerare, iar la prima ședință vă spun cu exactitate ce sumă va fi, că va fi 1,9 miliarde, că va fi 2 miliarde, va fi 2,1, dar în principiu între hotărârea dumneavoastră că poți să ajung la bancă, la bancă. Da. Comisia? Nouă ne mai trebuie aproximativ 2 miliarde ca să achităm... Nu, 4,8, aproape 5. 4,8. Păi, dar eu pe ăștia doi și la prima plată care o fac, dau 2 miliarde. Mai rămân cu diferența de 2,5. Ne-ați dat răspunsul de unde dăm banii înapoi. Asta ar fi un graj. Lasă că acum am înțeles. Da, ne-a spus că în prima fază o să dăm 2 miliarde din ăștia 4,8 care îi luăm împrumut. Dar nu-i luăm, nu. Nu ne dă 4. Nu ne dă 4, nu ne dă 5 miliarde 4,8. Că aveam hotărârea luată, nu ne dă 4,8. Nu pot lua decât 2 pentru faptul că atâta pot să gajez eu. V-am spus și nu. Fondul de garantare al statului nu mai garantează împrumuturi care nu-i pe fondul, care nu sunt pe fondul investiții, care nu sunt pe fondul european. Am înțeles asta. Deci, bun, și acum noi nu putem lua, nouă ne trebuie 4,8. Da. Dar nu putem lua decât 2, că atâta pot să gajez. Cam de așa. Noi am luăm două ca să se dăm acolo o plată și după aceea cu 2,1 cu diferența de... Noi am mizat pe o rectificare bugetară. Da. Și văd că noi nu vine nimic. Va trebui să facem un efort să luăm pe din buget. Bine că eu voi solicita acel baș la Consiliul de Țară, voi face intervenție. Am mai luat așa. Am mai dat și la rectificări. Să dea Dumnezeu să fie o rectificare. Dacă ne-am dat măcar un miliard, dacă am dat la și totul e. Trebuie să dea că nici de salarii nu au complet. Numai noi.
Comisia, domnul Artan, vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? E împotrivă? Să abține cineva? Vă mulțumesc. La ultimul, domnul, voi cu poftiți. Nu, stați un pic, mă scuzați pe mine. Doamna contabilă m-a rugat și nu m-a rugat. Dați-mi adresa aia cu... adresa care vine pentru învățământ cu... Nu am pus-o la urmă. Doamna, a spus-o la urmă? La dosarul scris. La dosarul scris? Da. A venit astăzi a venit această urtie. Nu ne deranjează pe noi cu nimica. Păi, dar nu găsesc, domnul secretar, reveni și vă uitați. A venit prin fac astăzi. Este vorba de o rectificare de buget pe învățământ. Banii aia duc la învățământ, dar pe ce se duc? Pe hotărârile judecătorești, prin care au câștigat profesorii, diferențele de bani care le-a tăiat guvernul Boc. Tu nu s-a terminat. Atunci nu s-a terminat. M-au de plătit, că n-au cum să terminat. Așa, deci sunt niște bani care îți veniți. Noi numai aprobăm că suntem de acord, facem rectificare de buget. Banii se dau și se derulează prin chei. Asta eu am zis că s-au terminat, dracule, că mi-aduc aminte că anul trecut guvernul... Am amestecat urtia aia pe undeva. A dat în avans paraua. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră acest raport pentru un... Hai că vă spun și suma imediat. Da, v-am spus. Da, asta am înțeles. Cine este pentru? Să abține cineva împotrivă? Da. Trecem, domnul Voicu. Cât e suma, Iulia, mă, ca să știe unul mai după ce. Secretarii ne scuzați, mai am venit cu lecția învățată, dar a venit exact înainte cu o oră jumătate înainte de lecție. Punem așa, înainte cu o oră, punem cu o oră, punem cu o oră. Nu s-au amestecat, chiar îți spune. A fost și multe astăzi la Dumnezeu. Lasă, preconeaz, pui la urmă. Doamne Voicu, dai bătăi. Da, stați un pic. Gata, am găsit-o, ca să fim lămuriți. Da, denumirea sume defalcate din TVA, din taxă pe valoare adăugată în TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, așa, 11, capitolul 11.02.02, total, din care? Totalul este de 108.000 lei, 1.080.000 lei, să fie. Pentru finanțarea drepturilor prevăzute la legea numărul 85/2016 și a restanțelor aferente titlurilor executorii tribunalului. Ce puteau fi plătite până la data de 31/12/2015. Deci vorba de atunci, de trebuiau plătite până atunci. Din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din care total sumă pentru aplicarea prevederilor legii numărul 85/2016 990.000 lei. Până la data intrării în vigoare a legii, sume pentru plata restanțelor aferente, nu o spune aici, da? Despre asta este vorba. Deci e vorba de 1.080.000 de lei, că e 1.108, dar e 1.000 lei, da, în contabilitate. Da. Deci suma care duce de lega învățământ, pentru că au câștigat niște drepturi salariale prin instanțele judecătorești. Deci, ce le-a dat bani? Domnul Voicu, poftiți. Da, v-a rugat să punem pe ordinea de zi cu această... Da, s-a aprobat. Poftiți. Pentru că lucrurile au degenerat. Domnule, se fură ca în cort. Vreau spun că... Eu o să spun direct că cortul are în marea masă lor. Ei merg, merg la furat. Merg cu mașinile, nu merg numai cu căruțele. Intră fără frică, cosesc porumb și așa noi, cei care mai muncim câteva hectare de pământ pe lângă Șerbani, am fost vitregiți de timp, de secetă. Din puținul ce ne-a mai rămas pe câmp, ni se fură și se distruge, se devastează. Ba mai mult, s-ar și la bătaie. Nea Vasile Petrica a luat bătaie la Lucernă, la Aluni, o găsit acolo o căruță cu cortorari și l-au bătut. I-au tras un pumn în cap, l-au căzut în fund. Domnule, nu-i normal. Eu zic că ar trebui să ne gândim și soluții. Și să încercăm să punem un pic piciorul în prag. Eu am venit cu niște soluții, domnul primar chiar la investire ne-a cerut ajutorul, a recunoscut situația pe plan local și ne-a cerut ajutorul. Eu m-am gândit că ar fi bine să începem prima dată cu identificarea la toate auto-utilitarele care circulă pe plaza Comunii Coțofănești.
Codul rutier spune foarte clar. În 30 de zile după ce vinzi un autoturism, ești obligat să mergi să faci act de proprietate. Sunt autoutilitari care circulă cu același număr, de Galați, de Cluj, numere de Germania, de un an, doi de zile. Oameni buni, cum așa aia să mergi la furat. Eu am văzut mașina care a fost fosta mașina a vicilor, am văzut-o la furat la Lucian. Domnule, nu e normal. Noi la oamenii ăștia le dăm ajutorii sociale, noi le dăm ajutor din încălzire. Îi ținem în spinare, efectiv, îi ținem în spinare. Pentru ce? Ca ei să ne furi, să ne devasteze, să ne distrugă. Mai mult, circulă cu o viteză pe drumuri de te sperii. Cum au și posibilitatea. Avem, da, corect. Bine, asta prin norocul nostru, că până la coadă asta e faptul că avem drumuri, e benefic, nu? Dom'le, nu au frică de nimeni și de nimic. De asta eu mă gândesc că ar fi bine poliția locală, cu ajutorul Poliției României, să treacă la identificarea la toți proprietarii la aceste autoutilitari. E foarte simplu. Dom'le, prenotează numărul de matriculare, mergi cu numele la Poliția Română și găsești proprietarul. În baza de date a Poliției Române găsești proprietarul. Atâta timp cât ăla au vândut mașina, Poliția Română e obligată să ridice numele de matriculare. Pentru că nu respectă termenul 30 de zile. Ei nu vor spune că le-au cumpărat. Nu o să arate niciodată contractul ăla de vânzare cumpărat. Pentru că automat... Păi, dar măcar știe cui este. Dar trebuie să știm acu' este. De exemplu, cum a vândut, ai dat-o sau ai dat după ce ai făcut. Știi cu ei, dar nu? Uite, o mașină am văzut la furat la Cernu. Bine, nu e vina ta, Doamne ferește, nu din vinovățești nimeni. Ce mă nu aia? Aici e problema. Mai e o problemă cu catării, cu cabalinile astea. De un zi a fost un accident la Casablanca, acolo. Înțeles, mai cu mașina. O mașină s-a făcut praf pe acolo, veneau din Italia. Și sunt un catăr mort, atât. Un catâr mort vinovat. La oameni minorociți. Dom'le, în mașina aia, haideți să ne gândim că putem fi noi, noi toți avem permis de conducere. Pot fi copiii noștri. Haideți să încercăm să ne punem în pielea șoferului, proprietarului de mașină care s-a făcut praf. Și care are o pagubă și țiganul nostru are pagubă un catâr. Păi nu se recunoască niciodată. De asta eu aici vin și vă propun o soluție. Dom'le, dacă nu mă înșel, acum vă 2 ani de zile, noi chiar am scris în Consiliul Local despre o lege, chiar cu medicul veterinar, așa este. Obligativitatea identificării, cu microciparea, cu microciparea cabalienilor astea. Niciodată nu s-a putut face acțiunea asta. Nu s-a putut face acțiunea din cauza că ei nu vin, nu o să vezi niciodată corturarea cu cartărul de mână, uite, am venit să mi-l microcipez, să-l pot identifica. Nu o să vin, nu o să vin. Aici ajungem tot la mâna Poliției Locale și la Poliției Române, care... ar trebui să colaboreze și chiar fac o paranteză și aș vrea ca la fiecare ședință din Consiliul Local să participe șeful Poliției Locale. Dom'le, să vină să ne mai spună și nouă ce-o mai făcut, ce-o mai văzut, ce mai... De ună zi era aici în față la primărie un papuc cu lucernă, staționat, bine mersi, fără nicio frică. Nu o să poate. Toleranța, dom'le, dacă tolerăm lucrurile astea, lucrurile degenerează. Mai mult de atât. Deja sunt la un nivel maxim, eu cred. Dar pot fi și mai grave, pentru că eu vă spun un lucru. Eu dacă mă duc în câmp și îl găsesc pe ăla la furat la lucernă și eu știu, am o gheoagă la mine, îi dau în cap. Dacă sunt mai mulți, îmi dau ei în cap. Dom'le, credeți că ar fi benefic unei comune un scandal de asemenea amploare? Pentru că dacă eu ajung acolo, îl sun pe fratele meu, îl sun pe... un prieten. Până și o să iasă un conflict de o să ne vedem pe la televizor. Așa că eu am stat de vorbă cu doctorul veterinar, spune că un aparat dintr-un ala de citit nu mai e de ordinul 10.000 de lei și de ordinul sutelor de lei, undeva la 600, 700, până în 10 milioane, am putea chiar să-l achiziționăm noi Consiliul Local. În momentul când doctorul veterinar chemat la niște acțiuni, de astea mai secrete, nu trebuie să știe toată lumea. 2-3 consilieri locali, eu sunt dispus să particip la asemenea acțiuni, cu Poliția Locală, cu Poliția Română, trec băieții pe aici frumos cu căruțele, cu catări, îi oprim, ia vină încoace, a cui sunt caii ăștia? Alu Voicu. Domn doctor, poftim și...
Adică... Poate îi dăm certificat de sănătate, poate intrăm... Domnule, deci trebuie să facem ceva. Mai mult, chiar m-am uitat și în legea 215 și la articolul 68.1 am văzut aici că primarul ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale. Nu vreau să vă împovărez acum sau să vă spun că nu vreau să vă pasez. Nu, eu nu vreau acum să facem, nu vreau să facem o dezbatere pe, nu vreau să facem o, cineva să vină cu propunerea cu răspunsuri. Adică eu vreau să colaborăm, să ajungem la o înțelegere și să punem lucrurile la punct. Eu așa cred că ar fi cel mai bine. Vedeți, dumneavoastră am mai discutat despre căruți, despre căruțele astea care n-au numele din matriculare, identificare. Domnule, există o obligativitate asta. Dacă țiganii avea o căruță cu număr pe ea, ne-a petrit ca să uita și vedea numărul 76, ne-a apărut, spunea, uite bă, ăștia au fost și mi-au dat în cap acolo. Domnule, nu se poartă. N-am auzit de procese verbale. Haideți să impulsionăm poliția locală, poliția română. Haideți să facem ceva. După aceea, noaptea. Domnule, noaptea am dormitorul cu geamul pe stradă, noaptea trec căruți pe stradă, parcă ar fi zi. Domnule, să nu spune cine, și-s căruți de-astea cu catâri, că se cunosc după mers. Le înveți, le-au ascuns, dar vreau și le înveți. Domnule, oamenii aia nu vin de la servici. Oamenii aia nu vin de la prășit, oamenii aia nu vin din câmp ca au întârziat sau și nu vin nici de la pază. Că nu se duc să-și păzească terenul. Oamenii aia vin de la furat. Oamenii aia vin de la furat. Haideți să punem un pic piciorul în prag. Haideți să încercăm să ne unim și să facem ceva. Să găsim soluții. Dacă din soluțiile astea cu care am venit eu sunt bune, să le implementăm. Haideți să identificăm un pic construcțiile. Vedeți dumneavoastră, ei au o grămadă de case, am fost... De o zi acolo la ei în cortorare, domnule, au niște case la ei în curte, păi curți sunt puține, pentru că ei nu prea au curți acolo, dar într-o curte sunt 6-7 case și vorbesc de case mari, domnule, case mari. Eu chiar aș fi curios să văd dacă ei plătesc impozite pe casele alea. Mai bine ca dintre oameni, dar vă răspund. Domnule, ar trebui făcut o identificare, adică să știi, în casa asta locuiesc, știi, familia Voicu cu 7 persoane, Petrea, Aglaia, cine mai locuiește. Ar trebui făcut un blat, pus în legalitate, că asta e situația, așa au construit casele, cum și le-au construit, pus în legalitate, dar ei să înțeleagă că nu pot să facă chiar ce vor ei. Trebuie să înțeleagă că există o lege, trebuie să înțeleagă că cineva pune piciorul în prag. Dacă rămânem așa și nu facem nimic, nu luăm nicio măsură, nu luăm nicio hotărâre, o să ajungem la conflicte între cei care mai muncesc pământul, și oamenii ăștia. Și nu cred că e benefic pentru comuna Coțofănești. Să întoarce roata. Sau unii cu foloasele, unii cu bunul. Da, da. S-a mutat în totul în domnule acum. Haideți să punem... Bunea, dar azi, haideți aia și tu, Leamnă. Haideți să punem... Eu n-am de aia. Eu să fiu Cladina și... Eu ne mă simt vinovat, tac din gură. Eu n-am de aia. Haideți aia, Leamnă, furate, de nu s-a putut. Haideți să încercăm să facem ceva. Eu n-am venit să acuz pe nimeni, deci vreau să fiu foarte clar. Eu n-am venit să acuz primarul sau consilierul local sau altcineva că nu se face nimic. Eu am venit să găsim soluții, să facem ceva. Deci vreau să fiu bineînțeles. Da. Vedeți ce se eu apreciez că ați vrut să luați în discuție chestiunea asta, deși chestia este tardivă, dar trecând peste faptul că au fost alegerile locale, că a fost acea vânzoleală. Până la alegeri, să știți că nu a fost deja. Domnule, nu anul ăsta până la alegeri, vă dau, uite, nu știu. Să vă spun despre ce este vorba. Nu mi-au furat un pai de lucernă. Și chiar de domnul Ghebuși Mimator, că i-am spus lucrul ăsta. Deci, ca să discutăm... Ca să discutăm, eu zic după mine că ar face obiectul unei discuții în care să fie chiar ca punct principal al ședinței. Și la acea ședință, dar v-am spus, deja chestia e puțin tardivă.
e tardivă pentru noi. La acea ședință să vină șeful de post de la Poliția Națională, cei de la Poliția Locală toți, să vină doctorul veterinar, directorul de școală, dar avem aici pe domnul director și nu mai trebuie și domnul profesor, adică să fie toți factorii de decizie ai unei UAT-ul, cum îi spune acum, unei localități, în care să discutăm problema. Eu acum vă spun doar pe lege. Eu, în ceea ce mă privește, am fost totdeauna deschis acțiunilor de, de reducere a furtului. Până la urmă, în totalitate, nu le stopează nimeni, nici la americani nu le-am stopat. Problema este următoarea, că, și aici apuntez și cu toată responsabilitatea, indiferent cum se interpretează. Cetățenii au învățat un singur lucru, să ducă să-și planteze, să-și cultive, grâu, lucernă special ca aici este, alun mai nou și nu știu ce, și după el să stea liniștit, să mai duce să vadă dacă au crescut bine sau dacă îi dă vă prașile și să mai duce la cules. Ei, obligativitatea cetățenilor, proprietari de bunuri, și acum vin pe lege, nu vin pe altceva, spune următorul lucru. Aici. Uite, e legea 333 pe 2003. O căutați, vă dau că-mi doriți. Și la articolul, la secțiunea a treia, la articolul 16, spune așa. Persoanele fizice, deci cu subiect și predicat, sau juridice, care dețin cu orice titlu, adică că moștenire, că e pe titlu de proprietate, cu orice, terenuri agricole, atenție, se referă exact la cei din Israel, terenul agricole, își pot organiza, deci ei, cetățenii proprietari, își pot organiza în asociere sau individual pază, adică poate să facă prin rotații, pază de câmp, spune clar, cum se făcea odată, cu jitarul, cum era așa, prin una dintre formele de pază prevăzută de lege. Adică pot angaja și jandarmi, pot să ai nicio problemă. Dar nu asta e important. Băi, te rog frumos, până acum eu... Ai ceva de... Spune, domnule, dacă ai ceva de spus. Ascultă! Deci tot comentez la fiecare. Ei, noi te respectăm, te-am băgat în seamă. Da, de acum nu tu-l perturba ședința. Tu dacă ai venit băut, eu nu-ți băut. Ei, dacă nu ești băut, atunci ștași din urmă. Așa. Eu sunt de acord că cetățenii comunei de asta ne-au trimis aici să-i reprezentăm și să-i ajutăm. Absolut de acord. Eu aștept de la dumneavoastră soluții. Ceea ce spuneți dumneavoastră cu... Nu vreau să le demontez, să le discutăm doar, punctual. Ce spuneți dumneavoastră cu doctorul veterinar? Doctorul veterinar nu este subordonat primarului comunii Coțofănești. Nu are nicio treabă de subordonare, nu are nici de colaborare măcar. Nu, dar lăsați-mă, eu v-am lăsat, eu v-am așteptat. Dacă îmi dați răspunsuri dintre astea, dar trebuie să fim, să plecăm la niște realități. Plecăm la niște realități. Eu astea le știu, cunosc. Așa, dar stați, dar lăsați-mă, că eu ați văzut cum așa m-am așteptat. Am așteptat să vă terminați expozeul și după care am vrut să intervin. Dacă nu, vorbiți dumneavoastră în continuare și tot așa o să plecăm. Așa. Doctorul veterinar n-a înregistrat animalele pentru care oamenii de aici n-au luat subvenții de la stat. Deci nu și-a făcut treaba aia. Da să-l pui pe ăsta să microcipeze și să-i cumpere o aparat doctorului veterinar. Că e un alt statut juridic, o altă problemă. Dar nu putem... Mă, te-am rugat frumos. Bun. Deci medicul l-am invitat totdeauna, a fost la ședința de consiliu, l-am invitat... Și când a prezentat situația, în schimb, mare încredere, eu nu mă feresc de cuvinte și de realități. Pe medicul ăsta nu poți să pui. În primul rând, nu știe să lucreze cu calculatorul. Nu știe deloc. Așa? Și sunt oameni care au pierdut sute de milioane. Bani, subvenție pe care o trebuiau să o ia de la statul român. Și nu au luat. De la Ministerul Agriculturii. Una. Poliția e ca și inexistent. Acolo te scrie inventar la Poliția Națională. Inventar. Punem inventar. Nici ăștia sunt subordonați. Uite ce se înțelege greșit. Că primarul ar fi Poliția Națională și cea locală, cea locală, ar fi subordonată primarului. Nu avem niciun raport de subordonare. Nici dumneavoastră față de mine, nici măcar de colaborare. Nu. Vine așa că au nevoie de hârtie, de fax și de plicuri. Așa. Deci nu au nicio treabă. Nu pot să-i ordon. Au rămas unul singur. Unul a murit. Unul a murit. Că aici e în felul de batalionul disciplinar. Folea l-a murit. Așa. Ai un fel de batalion. Unul este în concediu post-natal, deși figurează. Aici, pe raza comunii Coțofănești, așa, unul în concediu post-natal pe la Vrancea și unul Bogdan, Mircea figurează la Coțofănești, dar el nu știu unde. Eu am făcut intervenții. Nu, ce-a revenit, nu mai are ce treabă. Și a rămas cu ce credeți că a rămas? A rămas cu șeful de post, cu Buriga. Care asta vrea să se...
pensioneze peste o lună, jumătate, două luni. Luna viitoare. Și poliția, putem să spunem, inventar, primim marfă. Primim marfă. Bun. Eu am intervenit și vă arăt că am, eu sunt pregătit totdeauna, vin în armat, dar nu le am acum, dar am adresele și dumneavoastră știți foarte bine. La poliție, la inspectoratul județean poliției, în care am arătat ce se întâmplă la nivelul comunii Coțofănești, starea de infracționalitate, oamenii trăiesc sub tirania unor rău intenționați și certați cu legea. Și au zis, nu avem cadre, singurul județ Bacău, că în alte județe de altfel au cadre, uite, Vrangeară, de exemplu. Nu, Bacău nu are. Ce se întâmplă cu Bacău, nu știu. Și legea se aplică altfel la Bacău, spun iar cu toată responsabilitatea. Păi toate dosarele care sunt făcute, uite, fac o paranteză, o divagație de la celălalt. Toate dosarele penale și cu arestări, hotărâri, domnul secretar poate să confirme, arestările care se fac, se defrancă. Bravo! Bravo! Dom'le, e un fenomen pe care trebuie să-l observăm. Trebuie să ai ochiul format și să vezi ce se întâmplă. Se întâmplă ceva în județul Bacău, nu știu ce, dar se întâmplă ceva. Bun, eu ce să colaborez cu ăsta? Asta a fost în concertul ăsta până acum și a ținut locul 1, care nu știu cum îl cheamă. A venit bada la Orecheș, bada la Orecheș, bada. Deci e un fel de post de poliție cu tranzit. Aici la Coțofănești parcă e batalion de disciplina. Aici îi dă și spun, eu acolo am motivat în intervenția mea și în adresele făcute. Și numele Consiliului Local am făcut și numele. Am motivat că este comună cu un risc ridicat, în care avem populație din Romă, număr de el, și avem și am spus că umblă cu mașini și au luat permisele, am spus și asta, și asta mi-am asumat. Au luat permisele fără să știu o buchie de carte, că nu știu, și să fie reexaminați. Nu face nimeni nimic. Așa. Și să le ia mașinile, să le controleze, că nu corespund că fața mașinii spre axul șoselei și fundul mașinii e trotuar. Am spus și toate lucrurile astea, le-am spus. Dar le-am spus în Căminul Cultural. Nu știu dacă a fost, când a venit de la Inspectoratul Județean, a venit locțuitorul comandantul, l-a oprit și-al. Aici, în Cămin, care am adunat toată lumea. Neagu. Nu, Neagu a fost la Onești. La un scap. Și a fost adunare cu cetățenii, în care am spus și a venit domnul apostol, am dus aminte, sau aici am făcut cadre, căi, județul Bacău, lipsă de cadre și așa mai departe. Și eu totdeauna a fost preocuparea mea. Și preocuparea mea, știți foarte bine că a mai fost, că, virgulă, cu consilierii locali, am făcut acel plan de pază în care făceați cu poliția locală, un polițist de-al meu și doi consilieri, sau un consilier și poliția locală. Doamne, ăla a ținut, vreau să vă spun, că a fost un fâs, fâs așa mare. A ținut o săptămână, după aceea a început să nu mai veniți. Păi vreau poliția locală și poliția locală, vă spun o chestie, are puțină autoritate. Nu, dumneavoastră nu vedeți că ia cu botul de mașini cei de la Poliția Națională în orașe, îi bat, bă, păi ce autoritate are unul de stradea meu? Și are competențe limitate, atenție, limitate, el are limitate. La el nu oprește la mașină, el nu e la circulație. Nici ăștia nu voi să facă circulație. Nu-i oprește lui poliția meu local. Nici căruța nu-i oprește și nici mașina nu-i oprește. Deci are competențe limitate. Deci în cazul ăsta, eu am zis, asta așteptăm de la dumneavoastră și aștept asta. Dom'le, de mâine facem grafic din nou, doi consilieri, un polițist local. Ocupăm trecerile, eu ce să fac? Un polițist local îl am în concediu medical venit din spital operat, unul va pleca la școală acum ca să-i dau competențe lărgite, doi pleacă, și rămân cu un singur polițist. Ce să fac, frate? Eu m-am dus și poate să confirme domnul Ivancescu, m-am dus pe zona asta la grădină și am făcut trei pene. Cum am făcut? M-am dus să văd pe lunii lui doamna Grigore, că s-a rugat femeia, a murit soțul, e greu. Eu totdeauna mă duc. Și m-am dus, dacă am văzut, că am văzut că a trecut o căruță la Vale de Ron, ca să vă spun așa, și mă duc pe ei. I-am pierdut din obiectiv, că am plecat puțin mai târziu, duceam pe fiica mea, iar tot duminică, duceam la biserică și zic, mă duc, m-am întâlnit cu ei, zic, ăștia au 5-6, puștani de ăștia, 14-15 ani. Că m-am dus, acum dacă nu i-am văzut, probabil că a intrat printre alunii aia, că stufoși, și zic, nu-i văd. Să trag mașina pe lângă aluni. Lângă aluni era o lucernă. O lucernă, trag, mă uit, opresc mașina, am mers vreo 20 de metri, așa, opresc mașina, intru, mă uit, nici o lună de țigan, nici ori în căruță. Din partea alaltă de aluni, în partea aia spre fântâna, așa, cu ceambur, venea un cetățean cu bicicletă. Ai zis, să-l aștept, să vorbesc cu el dacă ești. Cine era? Era băiatul ăsta care îi trece cu fata asta, luam drumul la chitarul grad la Stoian. Oltean ăsta. Da, Oltean. Da, aștept să vină. Costel. Așa, ce faci, domnule? Domnule, ziceam, știu, porn mai încolo, mai în jos. La fel, nu știu, ți-a luat ceva de el? Nu.
Ai văzut vă căruți ceva țigani? Nu am nimic pentru noi. Dar mai stă noi de vreo, dar și lumea să vedeți cu roata aia se desuflă. Da, eu zic, hai să fură de la până acasă. Băi, am început să fur fit după ce am trecut calea ferată, când am ajuns în curte, toate trei erau pe geantă. Omul ce a făcut? A pus cuie. Eu nu-l condam pe el. Dar ei nu, impăsesc. A pus cuie ca să nu inventar lăm. Bă, dar noi și n-am știut măcar. Deci trei roți și m-am dus și am plătit 300 de mii, 200 și vor 4, 6, 257, am plătit 300 de mii ca să-mi fac roțile. Eu și cu târgul căiețului, uite, și mă vedeți seara. Vedeți că trec de multe ori seara în tunel. Mă vedeți în zona aia, trec de toate părți. Eu mă duc să văd, mă vedeți, vă întâlniți cu mine prin cuie. Și prin Tămășoaia, și prin Borșașa. Mă duc și văd cât a fost târgul, domnule, dar ce nu văd? Nu văd implicarea cetățeanului. Nu văd implicarea cetățeanului deloc. Ceea ce spuneam mai înainte. Mă duc și cultiv acolo ce cultiv și după aia numai mă duc când mai adun. Bă, să văd și eu acum cum a fost cu târgul Căiuțului. Bă, ăștia vin beți, două zile la rând târgul Căiuțului. Chiar pe ei. Bă, ăștia oprește și eu în brand de Lucian. Bă, n-am văzut unul pe marginea drumului să stea cu securea sau cu coasa sau cu furca. Bă, unul n-am văzut. Unul. Da. Și nu mai știe să crede. El stă la Căiuț și bea bere și mănâncă mici și glumește cu Gheorghe. Și mai crede că primarul că e fura lui Lucian. Nu se face așa. Adică, domnule, vrei să ne implicăm? Hai să facem o ședință din asta din nou. Dar v-ați văzut, mai tardiv, ce mai e de acum? Mai porumbul peste o săptămână între legă. Proprietare nu vin. Se vine și proprietar. Eu am și spus, eu am venit cu foarte multe idei. Am zis, domnule, dau exemplu tarlaua lui. Câți proprietari mai sunt în afară de ăsta, de Șerban? Câți mai sunt? 10, 5 cât mai sunt. Bun. Și de o parte de drum și de 10. Bă, fraților, ăștia 10, facem așa, bă, o zi tu, bă, dar nu singur, poliția locală de la primărie, o zi tu, o zi uia, un consilier, o zi, așa el stă acasă, mai spun, nu a făcut primarul, nu a făcut poliția locală. Deci se face așa, bă, dă 70 la fundul altuia, hai să ne implicăm cu toții. Tot e fură. Dar eu nu zic că, dar eu am zis de înainte, dacă ai fost atent, diminuăm se rata furatului. Eu nu am zis că... Că era din răspură, nu frăciu. Dar hai să ne implicăm cu toții, dacă nu ne implicăm cu toții, nu facem nimic. Eu v-am spus, de mâine facem grav. Suntem 13 consilieri, cu primarul în frunte, cu vicele primar 15. Vreți voi cu un polițist local? Încă, deci cu mine pe ture. Când noi fi eu, o face altcineva în loc, nu-s pleca la Bacău sau la Iași sau nu știu ce, și sunt de acord. Hai să patrulăm fraților. Nu poți face asta. Nu poți face. Nu vreau. Eu am spus, a fost fost și cu Consiliul Local. Sunt 3-4 o săptămână, 2 sunt 3-4 vreun deputat de leana asta care păzește. Da, e și 70 ceva, dar stă cu furca acolo. Exact. Dar asta spun, dacă vreți să facem și dacă o hotărâți acum, uite, în acest moment, luni dimineața, avem grafic făcut. Odiaș primul. Domnule, asta e o boală... Avem grafic făcut. Asta e o boală foarte veche. Acum este adevărat, 2016 eu am ieșit din... dispozitivul ăsta forțat. Dar cât m-am bătut cu lumea, domnule? Cât m-am bătut cu țiganii, cu două căruți, cu Ivancescu, am blocat drumurile cu mașinile proprietate. A bătut țiganul ăla de scap în numele lui, a bătut catării să sară peste mașini, oameni. Lângă noi, oamenii din stradă, toți, Dumnezeu să-l ierte, Petrica ăsta care a murit, Stan, Liviu era Popescu, Vasile Popescu, vi spui pe numii, Tutuluș, Anea. Unul din ei, până n-a venit primarul ca să... Nu mai puteam ține ca el. Singurul. Niciunul. Toți stăteau cu mâinile în buzunar. Ce avea în căruță? Greu cosit, oameni buni. Greu cosit. Dar niciunul. Dacă ăia 4-5 de lângă noi, cum am tras mașinile, îi budușam o leacă sau făceam ceva, o rezolvam. Dar așa, niciun om, nimic. Stau și râdeau. Păi, v-am dat numele, nu vă vorbesc în afară să eram eu cu Ivan. Și hai să vă mai spun un lucru, uite și cu Romic, eu nu am colaborat bine. De când i-a iertat cu ea din parcare, ne-am dus acolo, i-a pus ceaică cu Miftode, i-a pus unul furgă la burtă. A dus la spate, a venit și era așa, vicile și asta, bă, și-a băi, Romic, nu ies pe ăștia. Era seara la 9:30 în Grecia, cu 3 ani de zi. Bă, nu ies pe ăștia. Așa, eu i-am aruncat cu o bâtă, putem face o minune acolo, sunt cald, jos. A căzut cald, nu căzut cald, a căzut jos, pe asfalt. Noaptea la 10:30, am dat cu bâta și după aia i-a iertat pe ăștia.
Trebuie să-l înțelegem și pe el. El e chiar acolo, în... I-am... Da, în gura lucrurilor. Da, în gura acolo. Dar să știi că la precis e singurul care se bate cu el. Corect, asta așa este. Are tot pe el, da. Așa câte eu, da. Are, dar acolo a greșit. I-am spus, bă, nu ierta. Și a mai fost unul care ierta. Nu știu cine mai ierta. Singurul. Nu mai putea scăpa. Nu mă duc, îmi fac pene. Mă duc, îmi sparg pieptul. Ioan, ok. Dar, domnule, dar, vedeți, dumneavoastră, mai e o problemă cu autoritățile astea. Ăștia n-au dreptul ajutor social care au autul. Dar nu, domnule, eu, dacă are unul care are o utilitate, are ajutor social, dacă are unul, eu îmi iau mapa și plec acasă. Spune unul care are. Un moment. Nu are pe numele lui, păi n-am ce fac, lege. Domnul primar. Eu am spus că trebuie să identificăm proprietarii autoutilitarilor astea. Asta face poliția, nu eu, domnule, nu e treaba mea asta. Domnul primar. Poliția locală este în stare să citească niște numere din matriculare și să meargă cu mapa și cu hârtia, cu numele de matriculare sub braț. La poliția română spune, domnule, vreau să-mi identifici, caută-și mie în baza date mașinile astea. Domnule, hai să și facem ceva. Asta da. Păi dacă noi stăm așa și le dăm bani, le dăm ajutoare sociale, îi ținem în brațe, vin și stau dracu să ia pe la primărie căruța de luțernă, cu papucul de lemne. Domnule, cădem... Acum, eu înțeleg ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar deja în opinia mea, fără supărare. Mi-ați dat un răspuns, eu am venit aici și am să găsim soluții. Dumneavoastră mi-ați dat un răspuns, fără supărare, lăsați-mă să... În opinia mea, răspunsul care l-ați dat dumneavoastră a venit ca să mă descurajezi, ca să descurajezi pe alții să vină să spună ceva. Ce deci nu vă supărați. Eu nu vreau, nu m-ați înțeles. Eu nu vreau răspunsuri. Răspunsul meu a fost următorul. Haideți să ne implicăm cu toții și ne venim să facem pază. Răspunsul ăsta a spus că răspunsul ăsta a fost că trebuie să ne apucăm să ne păzim, să ne apucăm să ne identificăm. Asta a fost răspunsul. Și greșit ce am. Domnul primar, eu nu zic că e greșit. Păi da, dar altfel, dacă vedeți alt soluție, spuneți alta. Dacă nu, cu aia cu numere o rezolv. Mâine o rezolv. Aia cu numere o rezolv. Eu am pocăit-o, are social? Eu am pocăit-o, are social? Nu are eu un pocăit. Cine are mașină, nume propriu, nu are social. Clar. Nu are, bine. Baby, băiatul ăsta care i-ai vândut dubă, are social? Nu, Severin nu are. Nu, Severin, cum îl cheamă pe ăsta? Cum îi zici? Nu, n-are social. Da, dar dacă ai făcut acte cu el? Dar nu, că nici nu era mașina pe mine, mașina trebuie la urmă. Nu, 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 mașina asta trece pe stradă și mi-o moară un copil. Mașina asta trece pe stradă și mă omoară pe mine și pleacă, ia numele și o duce la fierzi. Mașina e matriculată, cum am spus. Mașina e matriculată, mașina e matriculată. Mașina eu îl cunosc, eu de când scapă numele, are... Doamne, mașina face un accident, ăla ia numele, o duce și dă foc și s-a terminat. Domnule, dar de ce să nu... Dar e matriculat undeva, domnule, poți să circum mașina. Păi, domnule, că e matriculat, hai să identificăm proprietariul, asta vreau. Și dacă au, în primul rând, au ajutorul social jos. Domnule, îs o groază de bani care se duc la ajutoare sociale și oamenii ăștia ne jefuiesc. Domnule, dar eu nu recunoaște. Eu zic și revin înapoi. Vreți să facem acțiune? Domnule, dar tu recunoaște poliția română. Să vină să ridice plăcuțe de matriculare, dați listă, domnule, la poliția română. Eu la poliția română dau listă, dar nu pot să dau și... Dar e cum ați poliție, eu la poliția română dau și mâine listă, cum vici de știi, gata. Hai să fim... Eu nu știu dacă credeți să vă retornăm fără supărare, problema furt. Noi și consilierii noastre, ca și primar, avem... Mașine țiganilor, intră în ajut, băi, da sau nu? Și tu crezi că mă mulțumești da răspunsul ăsta al tău când spui că trec de aia? Băi, dar și comunitarii noștri stau la capra podului să ia 10 lei când trece ăla cu lemne de lucru. Stai. Dom'le, hai să nu mai vorbim prostii. Poliția locală noastră ia bani de la țigani? Dar cum să nu? Dau o dată la bani de la țigani. Domnul primar, hai să nu mai spun o chestie. Dacă aveți dovezi, eu îl dau mâine afară. Domnul primar, hai. Eu îl dau pe spate, nu știu. Îl dau afară. Nu vreau să... Haide să fim reali. Deci noi poate opri aia, Poliția Națională, cu 50 de polițiști. Deci eu să plec de la ședința asta și să știu ce să spun și eu la unii oameni care am stat de bără. O dată la 2-3 săptămâni. Cum adică? Adică noi nu știm că mașina e așa de 2-3 ani de zile. A, da. Adică nici așa nu știm. Dar legea nu te lasă să spui tu. Vrea acte. Dovadă. Dar ce ați spuneți cu asta că n-am plicat? Ei, de exemplu, poliția când se duce acolo și zice, bă, dar eu nu sunt aici de 30 de zile cu mașină. Eu am cumpărat de 2 săptămâni. Uite, da. Act de vânzare-cumpărare. Corect. Și el ține actul de vânzare-cumpărare și face un... Și ai treaba primării și a consiliului. Nu, domnule, nu. I-a spus bă, bine. Păi, dar nu poți. Eu ce zic, nu poți să-l iei. N-ai puterea, da? Nu
Domnule, faci un act și mai corect. Haideți să acționăm în competențele pe care ne le conferă legea și Consiliul Local și Primarul. Legea administrează. Toată viața n-ai grea. Haideți să facem acțiune. Dacă vreți, o dispunem la vot. Vreți să facem repartiție de mâine? Nu, asta e o vorbă. Eu o văd cea mai eficientă. M-a oprit poliția și a trecut trei carte pe apuși plângă mine și a zis, bă, păi nu-l vezi. Aia. Păi nu, că am văzut că n-aveai centura pus. Ești bine, mă, păi nu mai văzut că n-am centură și ăla că merge cu curul pe șanț și n-are lumini și n-are nimic, nu-l oprești. Am dreptate. Ăia acolo, 50 de oameni. Și-l oprești, burliga, unul singur, care nu, când e aici, când nu e aici. Ce dracu, hai să fim realiști. Vă știți cum ședință că m-am certat când burliga a vrut să plece.